Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați. Bine ați venit la această ședință ordinară din 31.01.2024 cu 12 puncte pe ordinea de zi. Se pare că un punct va fi retras de pe ordinea de zi, dar trebuie să ajungem până acolo. Doamna secretar, domnul președinte, vă rog să luați Da, mulțumim. Mulțumim, bună ziua tuturor, astăzi este o ședință mai altă, cu foarte mulți invitați, ne bucurăm că vă avem alături de noi. Aș dori prezența, dacă sunteți... Da? Să sunăm și pe domnul consilier Ilieș, că va fi online. Suntem la ședință, o să dau pe speaker și rămâneți cu noi, da? Da? Ne auziți? La materialele ședințelor de comisie ați avut procesele verbale ale ședințelor trecute. Dacă sunt discuții pe aceste procese verbale? Mulțumim. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței și declarăm ședința deschisă. Domnule președinte, domnule Mulțumim frumos, doamna secretar, domnul primar, domnilor consilieri. Să sperăm că o să ne înțelegem de la bun început, fără jigniri, fără alte probleme, da? Mulțumim! Convocator, conform dispoziției primarului numărul 12 din 31 aprilie 2024, sunteți invitați să participați la ședința Consiliului Local Buhoci, convocată pentru data de 31 aprilie 2024, orele 13, în sediul Primăriei Comunei Buhoci, în sala de ședințe, alăturat. Convocării primit proiectele de hotărâre ce sunt menționate în prezentul convocator și restul materialelor adresate, referate din motive rapoarte care au stat la baza inițierii proiectelor de hotărâre vor fi înaintate președinților comisiei. Proiectul ordinei de zi privind convocarea Consiliului Local Buhoci în ședința ordinară pentru data de 31.01.2024, ora 13. 1. Proiect de hotărâre privind analizarea cererii de ajustare a tarifelor formulată de SC Soma SRL conform raportului expertului de Adis Bacău de către UAT-urile membre parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 1211/4006 din 6-5-2021. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind analiza plângerii prealabile formulate de SC Soma SRL împotriva hotărârii AGA ADIS numărul 11/23-10-2023. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 3. Proiect de hotărâre privind analiza notificării numărul 725 din 19.1.2024 primite de la SC Soma privind propunerea de ajustare a prețurilor. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararea procedurilor de vânzare a unor terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Buhoci. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 5.
proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Buhoci în anul 2024. Inițiator, muntearul Dumitru Dori, viceprimarul Comunei Buhoci. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de folului numărul 86-834 din 22-12-2023, întocmit de către Camera de Conturi Bacău, inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului bunurilor supuse valorificării. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor achitate de către utilizatorii casnici la prima branșare, racoldare, la sistemul de apă și la sistemul de canalizare a Comunei Buhoci. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra terenului aparținând domeniului public al Comunei Buhoci în vederea executării lucrării modernizare LAJT PTA 3 Buhoci, județul Bacău. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar pentru anul 2023. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. Haideți să ascultăm ce spune domnul președinte. După aia spuneți că nu știți despre ce să... 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ai Comunei Buhoci pentru anul 2024. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. Și 12. Diverse. Mai este și un punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ului numărul 62 din 12.9.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatoarelor tehnico-economici și a diviziunii și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții modernizare drumuri comunale și Sătești. Satelor Buhoci. Dospinești, Buhoci, Dospinești, Bișghir, Coteni, Comuna Buhoci, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectului. Secretar General Holtea Mirela. Da, mai avem o adresă care a apărut acum pe ultima sută de metri de la președintele ADIS Bacău, Valentin Ivancea. Doamna secretar, vă rog, ar trebui introdusă pe ordinea de zi, că nu suportam... Da. Deci avem o convocare și o adresă prin care ne se aduce la cunoștință faptul că trebuie să Consiliul Local să ia o hotărâre de Consiliu pentru următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătești cât arunci în area de delegare a operatorului SC Soma SRL și să împuternicim reprezentantul legal să participe la vot în ședința care va avea loc în luna februarie. Deci dacă sunteți de acord cu suplimentarea celor două puncte și domnul primar spuneați că vreți să scoateți de pe ordinea de zi? Când ajungem, mai aștept, poate ultima sută de metri să aprobă la Consiliul Județean. Dacă nu apare vreun amendament. Da. Domnul Iftie. Da. Aprobarea noi ordine. Că vreau să fac o remarcă. A, da, aveți suplimentări? Suplimentări la capitolul diverse. Sunt 8 puncte pe care la diverse, sim. Da. Să ne permite să le
aduce la deci, conștiința deci, domnul președinte, dacă îmi permite să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi, cele două proiecte. Suplimentarea. Da, cine este pentru? Domnul Ilieș, cum votați? Pentru. Da, mulțumesc. Domnul președinte. Și vreau să supunem la vot. Un pic. Ordinea de zi, așa cum a fost propusă de inițiator, cu cele două proiecte suplimentare. Cine este pentru? Împotriva, ține, mulțumim. Domnul președinte, acum am ceva de spus. Eu sunt de acord cu ordinea de zi, mai puțin cu punctul 4, unde nu voi participa la vot. Am avertizat de la început. Nu participă, da. Și vă rog, nu particip, da. Vă rog să consemnați în procesul verbal, pentru ca să se știe, să nu mai... Da, cred, doamna secretar, domnule președinte și consilierii USR nu vor participa la vot pe punctul 4, vă rog să menționați în procesul verbal același lucru și dacă mai sunt colegi care, din diverse motive, nu vor să participe la vot, sunt invitați să o facă acum. Spun să-și anunțe nominalul. Păi și le-au anunțat deja. Nu participă la vot. Pe care de consecință, doamna secretar, dacă am numărat bine din major, acel proiect numărul 4, vă rog să-mi permiteți să discutăm nominal. Da. Am înțeles. Ați înțeles. Dar să știe și colegii noștri ceilalți, ca să mergem cum trebuie. Pentru acel proiect numărul 4 este necesară o majoritate de 2/3, ceea ce impune o prezență la vot de minim 10 din 15 consilieri, pe care de consecință, în situația actuală, când 6 consilieri nu vor participa la vot, acest vot, acest proiect nu va fi supus nici dezbaterii, nici votului. Vă mulțumesc. Da. Da. Să plecăm. Haideți că sunt destule. Da. Proiect de hotărâre privind analizarea cererii de ajustare a tarifelor formulate de SECE Soma, conform raportului expertului, cooptat de a dizbatu de către OAT-urile membre pentru parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii sarcinilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Dăm cuvântul. Da, dacă sunt discuții cu proiect, faceți. Materialele. Domnul primar. Dacă sunt discuții. Eu am prezentat materialele, ați avut ședință de comisii, le-ați analizat. Discuții. Atât, aș veni cu precizare, având în vedere că pe diferite site-uri de media s-a dus informări, sau mai bine zis dezinformări, că primarul urmărește să mărească sau să dubleze taxa la salubritate. Nici de cum nu se poate face această majorare și nici nu o voi face atâta timp cât s-au stabilit taxele, știți foarte bine, în ședința de la sfârșitul anului. Și din analizele făcute la celelalte OAT-uri din jurul nostru, chiar suntem sub. Vă rog să faceți, nu vreau să dau nume, o să faceți dumneavoastră o analiză și o să constatați că comuna Buoci are o taxă de salubritate sub față de celelalte comune. Așa că nu de mai asta v-am și cerut părerea ca să explicați. V-am explicat la început. Da. Domnul consilier Iftimie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă secretar, stimați invitați, domnule primar, dragi colegi. Domnul primar aici de față, acum a făcut o remarcă, fără să îndrăznească să dea nume, prenume, mi-asum eu. Acele postări pe Facebook aparțin unor reprezentanți ai comunității buhocene, consilieri locali de la mai multe partide, care au constatat că în acel proiect de care domnul primar la care domnul primar face referire, avem și niște anexe care explică foarte clar matematic cum stau lucrurile de fapt. Ori aici avem așa: tarifele ale activităților serviciilor de salubrizare operate potrivit contractului de delegare. Și avem tarife aprobate prin AGA, ADIS.
lei pe tonă, anterioare de 718,21 lei, da? Este, mă repet, acest document este la anexa proiectului. Tarife propuse raportate la nivelul IPC total, perioada iunie 2022-septembrie 2023, lei pe tonă, 1782,17 lei pe tonă, ceea ce duce la o diferență în plus, domnule primar, de 1063,96 lei. Cum puteți spune că anumiți oameni bine intenționați, anumiți consilieri bine intenționați, dezinformează opinia publică, când dumneavoastră, prin această anexă, demonstrați exact contrariu? Pentru dumneavoastră, o mărire de 1063 de lei pe tonă în plus față de cea anterioară este o scădere acesteia? Sau este, cum și evidențiază anexa, o mărire? Vreau să răspundeți la această întrebare. Și dacă e cazul, să vă cere și scuze pentru insinuarea unui sentiment de care nu... Cât mai concis? Păi am spus. E mult sau puțin? Domnul consilier, acea anexă care a citit-o este transmisă de ADIS, nu de primarul comunei Boci. Dumneavoastră aveți obligația ca în ședințele comisiei să o analizați și să votați cum credeți de cuvință. Nu este o propunere a primarului comunei Boci. Primarul comunei Boci a venit cu propunerea la stabilirea taxei în ședința din 31 decembrie 2022, privind taxele pe 2023 pe 2024. Și atunci s-a bătut în cuie taxe. Știți de altă taxă? Domnule consilier, dumneavoastră iarăși o coliție. Nu mai intru în coliție. Inițiatorul acestui proiect, care are la bază cererea SOMA sau ADIS, sunteți dumneavoastră, domnule primar. Eu am introdus-o pe ordinea de zi. Domnului secretar, doamnei secretar general. Deci primarul, este obligat ca orice adresă să o aducă pe ordinea de zi, să o introducă în Consiliul Local și de... Păi și asumați-vă, domnule primar. Și se rându și votați ca atare. Doamna secretar, vă rog un pic, domnule. Aș ruga pe domnul președinte, dacă sunteți de acord, să citiți primul articol. Prima frază. Cum sună proiectul de hotărâre? Se respinge sau se aprobă? Deci rămâne la atitudinea dumneavoastră, după ce veți analiza, cum să votați. Da, domnul Mocanu, spuneți. Stimați colegi, stimați cetățeni, în zilele noastre s-a ajuns ca o tonă de grâu, o tonă de gunoi de menajer se costă de două ori mai mult decât una de grâu. Este rușine unde s-a ajuns. Tot ne păcălim din zi în zi, iar când venim să plătim taxele și impozite, ne trezim că plătim mai mult. Domnul primar, lăsați minciuna mai deoparte. În comuna Buhoci s-a săturat. Nu mai mințiți, oameni. Domnul primar, cetățenii comunii Buhoci, vă, când vin să plătească taxele și impozitele. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă da, domnul președinte, cuvântul sau? Dar de când ați venit la Consiliul de Seamă să faceți dumneavoastră legea Consiliului Local? Are dreptul să participe, nu se ia cuvântul, domnul Iertemin. Da, codul administrativ, poate citiți dumneavoastră. Domnul, are dreptul să participe la ședință, nu se ia cuvântul. Dacă îi se dă cuvântul, domnul consilier, respectați, vă rog, domnul președinte, domnul primar să respecte în prealabil codul administrativ și după aia să ceară celorlalți să respecte și dumneavoastră. Domnul consilier. Deci ca să puteți supune la vot. La diverse o să aveți cuvântul. Ca să puteți supune la vot, trebuie să vă hotărâți. Mulțumesc frumos, domnul președinte, domnule primar, doamna secretară, stimați colegi, consilieri. Ne aducem aminte în luna iunie 2023, din cauza situației economice, tot operatorul SOMA prin ADIS a venit cu o solicitare de rectificare a taxei pe salubritate, cu care, la momentul respectiv, am înghițit în sec și am fost de acord. În aceeași ordine de idei, în luna decembrie a fost actualizată taxa de salubritate cu indicele de inflație respectiv 13,8.
Nu cred că este necesar ca în momentul de față să creștem și chiar să dublăm taxa de salubritate, pentru că așa cum a menționat și colegul nostru aici și cum cred că sunt de părere și alți consilieri, tona de cereale este la jumătate față de taxa de salubritate. Deci, pentru acest motiv și multe altele, punctul meu de vedere va fi cu vot pentru respingere. Mai este cineva de... Da, domnul Mundeanu. Stimați colegi, dragi invitați, scoatem din ecuație un lucru esențial pentru a vota acest proiect de hotărâre, care se numește acest punct esențial, se numește Adis Bacău. Adis Bacău este cel care colectează și gestionează toate deșeurile astea. Groapa de gunoi, mai înțeles. Managerează toate deșeurile astea, groapa de gunoi, cum îi spunem popular noi. Groapă. Poftiți? Dar cine? Cerul la 1, 2. Mai cine? Cerul la 1 și 2. Da. Tot acolo. Și Adisul, ce face Adisul? Sau cine este Adisul? Cine este președintele Adisului? Da? Da. Hai să vorbim pe șleau, dacă toți suntem bărbați și toți suntem cei care reprezentăm comunitatea din comuna voi, să fim bărbați și să spunem totul cu subiect și predicat. Deci Soma, care este cel care transportă la cele 22 de OAT-uri plus municipiul Bacău, transportul deșeurile de la comuni, de la OAT-uri la groapă, are niște prețuri. Un preț care înseamnă colectare, transportare, etc. După care se duce la groapa de gunoi și groapa de gunoi stabilesc prețurile de colectare, gestionare și așa mai departe ce se întâmplă cu deșeurile, care sunt niște costuri. Vreau să plec la analiză și spre știința dumneavoastră că știu foarte bine și bănesc că foarte mult de dumneavoastră știu lucrul ăsta, un produs trebuie să reflecte realitatea. Costuri pe combustibil, costuri pe salarii și mai departe. În momentul în care un produs nu reflectă realitatea și înglobează mega salarii plătite celor care lucrează la Adis, alte lucruri necurate, nu vreau să dau exemple, atunci se deformează prețul. Și în momentul în care Adisul trimite spre știința Consiliul Local că asta este situația, OAT-urile n-au de făcut decât un singur lucru. Să fii de acord sau să nu fii de acord. Dacă nu o să fim de acord, asta este situația. Noi Consiliul, nu știu care vor fi repercursiuni. Nu vor mai veni cei de la Soma să recolteze gunoaile, vor veni alte firme, habar n-am, nu știu acum să vă răspund ce ar putea să întâmple în astfel de situații. Numai că trebuie să fim realiști, să nu scoatem din ecuație Adisul. Că dacă scoatem din ecuație Adisul, vom avea un rezultat deformat. Pentru că sunt costuri și acolo. Dar și cum Adisul ar face muncă patriotică. Face activități, știi cineva, poate și ăsta. Dacă Adisul face activități gratuite pentru colectarea, gestionarea deșeurilor sau și ei au costuri care trebuie să le plătească până la urmă OAT-uri, nu îl plătește altcineva. Mulțumesc. Pot acum nu? Da. Ca o completare a celor spuse de domnul viceprimar și pentru o bună informare a întregului Consiliul Local, cunoaștem cu toții că Adis are un președinte, știm și cum îl cheamă, nu asta este important în toată ecuația asta și în tot proiectul de hotărâre sau în multitudinea de proiecte corelate sau coroborate pentru a ajunge la același punct comun. Într-adevăr, Adisul este entitatea care menegeriază, este interfața între Soma și OAT-urile de pe raza județului Bacău. Eu nu vreau să intru în zona asta disconfortabilă pentru unii
și confortabilă pentru alții. Vreau doar ca noi, consilierii locali, să știm foarte clar cum stau lucrurile și să ne le amintim că în momentul în care am luat o decizie ulterioară de a vota acea veche taxă, cum este și actualmente valabilă, pe salubritate și care știm cu toții că deja s-a mărit atunci cu 100 și ceva la sută taxa de la 80 de lei pe familie la 94 de lei pe persoană, atunci știți foarte și atunci au fost opozanți, dar până la urmă, pentru că spuneau cei de la ADIS și cei de la SOMA, bineînțeles, prin reprezentanții ADIS prezenți aici la această ședință, spuneau că o să facă și o să dreagă și o să ne ofere un sistem de salubritate cu vreo 4-5 fracții. Acele 4-5 fracții știți cu toții la ce fac referință, adică și gunoi menajer, și plastic reciclabil, și alte alea. Ei, ne-am mai promis să tot atunci colegii de la ADIS că vom avea un sistem de salubritate care va crește la nivel calitativ, adică, dacă dau un exemplu simplu acum, ni se va ridica gunoiul nu menajer, acela plasticul, acela reciclabil, de două ori pe lună și nu s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta, vor primi toți cetățenii comunei Buhoci cubele conform cu numărul de locuitori, cu număr de locuitori din familie, din curțile aferente sau persoanele juridice sau antreprenorii locali vor avea atenția cuvenită, ori aceste lucruri nu s-a întâmplat. Drept urmare, calitatea serviciului oferit de cei de la SOMA prin reprezentantul managerial ADIS nu a avut și față de comunitatea buhoceană efectul scontat. Orice s-ar discuta acum pe subiectul ăsta, comunitatea buhoceană cu care noi am discutat acest subiect nu-și asumă și nu vor susține niciodată nicio mărire de niciun procent măcar. Dar aminte de procentul ăsta de 100% pe care, așa, crezând că nu-l citește nimeni, l-au băgat niște domni aici în proiectul de hotărâre și într-un aviz, care, mulțumesc, doamne secretar, că de o bucată de vreme, după vizita domnului prefect, a început să le trimită și avizul. Da, deci nu se poate. Comunitatea buhoceană nu-și dorește sub nicio formă o mărire cu niciun procent a taxei salubrizare, pentru că este suficient de mare și așa. Mulțumesc mult. Mulțumim. Urmează, doamne, urmează. Are cuvântul domnul consilier Cutacu. Organul, sperare, vă vor vizita. Stimați colegi, sunt în asentiment cu unele declarații, doar că marea majoritate nu au citit toate materialele. La adunarea generală a asociațiilor, proiectul de hotărâre prevede, privind respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulate de SOMA. Deci noi acum trebuie doar să delegăm primarul să voteze respingerea. Deci, și cred că cu asta am spus totul. Mulțumesc. Stați, așa scrie. Da. Dacă toată lumea a înțeles, delegăm pe domnul primar să respingă acest proiect. Sunteți de acord, domnule primar? Ei, v-am întrebat, era o întrebare retorică, dacă doar aplicați deciziile Consiliului Local tot conform cu codul administrativ. Trebuie să vă cer scuze acum pentru tot ce ați vorbit, că ați vorbit numai pe margine. Să știu cunoscut, că pe urmă asta ce a spus domnul Butacu, asta e adevărat. Domnul Consiliu, ați vorbit pe margine. Supunem la vot respingerea cererii, da? Unul cu respingerea, da? Respingerea cererii. Da. Cine este pentru? Pentru respingere, domnul consilier. Da. Mulțumim. Domnul Vasile, cum votați? Pentru. Mulțumim frumos. Deci toți pentru. Unanimitate. Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind analizarea plângerii prealabile formulată de către SC SOMA SRL împotriva hotărârii AGA ADIS numărul 11 din 23.10.2023. Inițiator, Cristian Nișcu, primarul Comunei Buhoci. Da, deci am înțeles aici, toate demersurile făcute de ADIS a fost pentru a se ajusta cumva costurile și prestatorul de serviciu în speță SOMA nu-i de acord și odată ADIS-ul nu-i judecat. Cred că asta e esența. Da.
Așa că și adesul că și facem punct același lucru. Da. Respingerea plângerii formulată de Soma. Adică toate primele trei. Deci, deci putem să punem la vot, da? Punem la vot. Toți un secundă, o secundă, nu vă trebuie să grăbiți. Hai să se aprobă sau se respinge? Se respinge cererea Soma. Cererea formulată de Soma. Se respinge. Îl împuternicim pe domnul primar, noi consiliul local, să respingă. La punctul 3 este cam același lucru. Deci, vă rog să menționați în procesul verbal exact așa. Să punem la vot pentru respingere. Pentru respingere. Cine este pentru? 3 puncte total diferite. Toate 3 în același lucru. Domnul Vasile, comunicați? Mulțumesc frumos toți pentru unanimitate. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind analiza notificării numărul 725 din 19.1.2024, primite de la SC Soma privind propunerea de ajustare a prețurilor. Inițiator, Cristian Iștoc, primarul. Același lucru pentru respingere. Da. Da, să punem la vot. Da, stați puțin. Stați nu mai greșim. Asta nu greșim. E mai bine să măsurăm de 10 ori și o dată. Nu, nu vrem să greșim și oamenii să suferă. E vorba că ați luat act, că a făcut această notificare și nu sunteți de acord cu ea. Asta e ideea. Exact. Nu sunteți de acord cu notificare. Așa votați, da? Exact. Da. Mergem pe respingerea acestei lucruri. Vot. Supunem la vot cine este pentru? Pentru respingere, domnule. Respingere. Da. Mulțumim. Domnul Vasile, cum votați? Toți pentru? Da, mulțumim. Da, trecem la punctul 4. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, demararea procedurilor de vânzare a unor terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Buhoci. Inițiator, Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. Discuții, da? Domnul primar, poate aveți ceva dumneavoastră de spus. Da, haideți ca să, dacă tot să lămurim cumva. Da. Am scos la tavă, deci în urma distribuirii materialelor pe, în vederea convocării ședinței de Consiliu Local, au apărut pe Facebook și pe alte rețele de socializare fel de fel de speculații, acuze mincinoase, fel de fel de regii, cu scopul vădit de a mă defăima pe mine. Nu mă un frumos. Aveți dreptul să vă opriți conform codului administrativ. Nu mă un pic. Domnul președinte. Vorbiți la subiect, domnul primar. Și chiar, faptul că primarul vinde glia strămoșească de râsul curților, tun imobiliar dat de primarul Comunei Buhoci, de noaptea minții, sunt dator în fața cetăților să vin cu explicații la aceste acuzații calumnioase și neadevărate. În calitate de primar, primind o adresă oficială, mai mult decât atât, adresată Consiliul Local, sau în atenția Consiliului Local, din partea unor investitori de pe raza Comunei Buhoci, aveam obligația legală și morală de a introduce pe ordinea de zi această solicitare. Știu că o să mă acuzați că sunt în continuare de partea investitorilor, dar cred că pentru interesul comunității locale, asta trebuie să facă un primar și un consilier local, atâta timp cât acel investitor are angajați de pe raza comunei și nu numai, oferă locuri de muncă. Acel investitor plătește taxe, revedențe și fel de fel. Sprijină cu utilaje atunci când suntem în situații de urgență. Ne ajută când apar fel de fel de probleme. Mă refer tot pe linia situațiilor de urgență. Știți foarte bine, când au fost inundațiile, nu aveam la cine bate la poartă să ne ajute cu utilaje și cu logistică. Eu cred că asta trebuie să facem noi, primarul, cât și Consiliul Local, să aducem investitori în comună, nu să-i fugărim prin fel de fel de I-am adus în 2017, domnul primar. O să ajungem și acolo la 2017.
Deci numai, numai reclamații și tot felul... Și așa, să duc acasă. Și tot felul depresiuni și regii mincinoase. Ne punem întrebarea de ce celelalte comune știu și pot să aducă investitori. De cauza că se implică domnul Ocanu, vă rog frumos. Deci, haideți să aducem... Termine domnul primar și apoi vă dau cuvântul Ocanu. Este realitate. Mă întrerupeți. La toată lumea vă dau. Cu ieză în ședință. Mai aveți de spus? Așa aveam multe, dar mai completez după aia ca și drept la replică. Bine, mulțumim. Are cuvântul domnul consilier. Nu, mă ridic. E somn. E o discuție mult mai interesantă decât vrea să o ducă domnul primar. Dar înainte, domnul președinte, așa, haideți ca să nu o lungim. Cel mai bine ar fi să dăm cuvântul reprezentantului societății, domnul director Făjucaru, să explice. Și v-aș ruga cei care s-au obținut la vot să nu mai intre să facă cerc în așa de zi. Vă rog, dacă ei sunt lipsuciros, nu are să mai... Mulțumesc, domnule președinte! Pe scurt! Domnul, vă rog frumos, dați să dea citire solicitării ca să știm ce... Domnul primar, consiliile voastre nu înțelegeți că codul administrativ nu permite, neavând quorum, să dezbateți un proiect. Deci, domnule, discutăm de o solicitare pe care, conform codului administrativ, solicitantul trebuie să... Pe proiectul ăsta aveți, doamna secretar general, aveți quorum? Nu. Deci așa spune. Dacă nu aveți quorum, nu mai puneți în căpați doar. Solicitant trebuie să-și prezinte solicitare. Vă rog, domnul... Avem aici un om, mai mulți invitați. Domnule primar, ați făcut niște remarci calomnioase la adresa consilierilor locali, ca de obicei, mințiți opinia publică, încercând să motivați pericolul drobului de sare pe care îl știm cu toții ca poveste. Domnul președinte, toată ședința asta o ține numai domnul Iftimie. Păi dacă dumneavoastră nu ești capabil, vorbește frumos, vorbește frumos, Opriți-l pe susținătorul domnului Iștov. Domnul Stoian, vă rog frumos să vă... Vă rog să-mi veniți un pic mai mult. Nu vă stăluc. Nu vă stăluc. Vreau să vă prezint următorul aspect. Reprezentantul societății Mavgo, care are în concesiune cele 24 de hectare de la Bucocel și care am făcut solicitare spre vânzare. Haideți să vă explic de ce ne ajută această vânzare. Noi suntem conform contractului până în 2025, luna a 8-a, încă într-un contract de concesiune, care acolo noi exploatăm agregate minerale pe care, la rândul nostru, noi le prelucrăm și le punem în operă, le vindem, le valorificăm. Plătim o redevență, plătim o concesiune, avem un întreg ciclu de producție în spate. Nu e că fură, am văzut prin ședințe, agregate, vinde balanță. Trecem la subiect. Adică, subiectul este în felul următor. Ce vă doriți după finalizarea acestui proiect în 2025 să rămână în urma exploatării? Vă doriți să rămână un loc de agrement cu pontoane, cu un restaurant pe lac,
cu locuri de muncă, cu pescărie în spate sau ce vă doriți. Pentru că eu ca să pot să fac această investiție, și să accesez niște fonduri europene, trebuie să fiu proprietar de drept, nu concesionar. Am terminat, mulțumesc frumos! Aveți autorizație emisă de Consiliu Județean? Avem autorizație emisă. Pentru înființare de iaz piscicol. Corect. Deci sunteți legal. Nu plecăm cu lacul la Piatra Neamț, nu îl încărcăm în basculă și plecăm cu el. Și-a dat seama că a fost minciunul și a spus adevărul. E pe camera acolo. Am o întrebare pentru dumneavoastră, reprezentant. Spuneți-mi și mie, care este obiectul contractului de concesiune? Înființarea unei ferme piscicole. Okay. Păi și dumneavoastră ce ați spus că faceți? Despre ce excavați agregante minerale pe care le valorificați? Da, 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 asta rezultă. Păi vedeți, este un motiv suficient de bun pentru a anula acel act de concesiune, pentru că nu respectați termenii contractuali care au stat la baza concesionării acelui teren. Putem avea un dialog, domnule Cojocaru, eu vă cunosc. Da. Domnul Iustin Stoic, administratorul public al Comunei Buhoci, v-a spus acum așa pe sub ureche că ați făcut o greșeală mare. Ați recunoscut pe camera aici de față cu toată lumea că dumneavoastră nu veți face niciodată nicio fermă piscicolă, ci acolo doar excavați agregate minerale pe care le vindeți. Așa, bun. Lăsați, ați avut atâția ani la dispoziție și nu ați făcut nimic decât ați săpat, ați cărat și așa mai departe. Știm cu toții. Ori dumneavoastră spuneți acum că vă doriți să investiți, dar nu v-ați pus întrebarea primordială. Acele terenuri aparțin cui, domnule Cojocaru? Comunității Buhoceni. Domnul Cojocaru, acele terenuri aparțin comunității Buhocene și noi, adică a oamenilor, nu domnului primar, nu nimănui altcuiva. Înțelegeți? Întrebarea principală pe care trebuia să vă puneți, domnule Cojocaru, dacă acei oameni doresc să vândă. Ori eu din informațiile pe care le-am adunat de când a fost pus la această tâmpenie de proiect ilegală în același timp, pe ordinea de zi, oamenii au spus clar și răspicat, nu-și doresc să vândă niciodată. Chiar dacă domnul Iustin s-a dus pe la niște bătrâni de pe la cote, secundă că este ceva foarte important. Domnul Iustin a semnat niște contracte și o să vin cu ele imediat, în care li s-a promis oamenilor bătrâni că vor vinde terenul și după 10 ani îl vor primi înapoi. Lucrurile astea sunt de o gravitate maximă. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Domnule președinte, stimați consilier local, stimată doamnă secretară, două chestii punctuale și fără, unul la mână, ca și cetățean și consilier județean, aș dori, dacă este posibil, pentru că acest proiect a plecat de la raportul domnului Iustin Stoica, trimis. Așa începe proiectul. Raportul domnului Iustin Stoica a trimis. Am dorit, dacă este posibil, să vedem, să ni se prezinte acel raport. Să citim și noi. Probabil că ceva miroase. De fapt, ca întreg proiectul, ceva miroase. Doi la mână. Nu doar faptul că suntem împotrivă. Nu vom participa la vot, nu vom vota, suntem împotriva vânzării acestor terenuri din patrimoniul Comunei Buhoci, indiferent că vine domnul primar, mai varsă o lacrimă, vine domnul Iustin, mai varsă și el încă una, ca să... Întotdeauna filmele tragicomice au fost apreciate. Da. Haideți, dacă... Spuneți. Deci, subsemnatul Stoica Iustin în calitate de administrator public al comunei, având în vedere și văzând cele două cerere ale societăților, consider necesar și oportun demararea procedurilor. Așa. Proceduri prin care se cere Consiliului Local împuternicirea unei persoane, în speța domnului primar, domnul consilier, la sfârșit, domnului consilier județean. Se aprobă întocmirea de rapoarte de evaluare, exact cum spunea domnul prefect acolo. Da, suntem prea bine, deci acela a făcut scrisul. Acesta am scris și noi.
studii de oportunitate. Deci oportunitatea vânzării acestor terenuri, acest studiu întocmit de o persoană autorizată și în cunoștință de cauză, măsurători topo, ca să avem extrasă de carte funciară la punct și virgulă la metru pătrat, documente specifice în vederea vânzării. Deci nu se aprobă nicio vânzare astăzi. Păi astăzi dorim să împuternicile unei persoane pentru a se ocupa de restul. Dacă se facă documentate, nu trebuie semnate. Haideți să vedem Consiliul Local cum va arăta până la urmă. De asemenea, în raportul domnului Stoica face cunoscut și niște prevederi din codul administrativ pe care văd că este aici pe masă. Și spune așa la articolul 129, atribuțiile Consiliului Local, la alineatul 2. Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunii, orașului sau municipiului. Deci este legal că am întocmit acest proiect de hotărâre. După aceea, la alineatul 6, litera B, spune hotărârea. Hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate private a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii. Acestea sunt Consiliul Local. Acestea sunt articolele din codul administrativ, pe care domnul administrator public le-a menționat în raportul dumnealui legal făcut și care le-ați avut dumneavoastră în proiectul de hotărâre. Deci nu s-a scris altceva. Și este o propunere, domnul consilier județean, nu de hotărâre. Deci rămâne la tipul. Vedeți că mai este cineva înainte acum. Dar suntem în ilegalitate când dezbateți un proiect. Domnii consilieri locali au avut în dezbatere, acum este dreptul de să voteze, să mă voteze împotrivă. Și așa mai departe. Deci v-am arătat și raportul. Da, mulțumim domnul consilier. Păi și cum se dezvoltă? Mulțumesc că am o discuție. Mulțumim domnul... Da, eu vreau să mulțumesc pentru domnul președinte. Domnilor, îmi pare rău să văd că ne-am adunat din comunitate, din locuitori, din colegi, din toată lumea, consilier județean, că văd și o asist la ceva care vrea să vadă că așa s-a dorit pe raza comunii să facă ceva, să fie ceva, să avem ceva. Vrea cineva să facă o denumire, este despre o fermă piscicolă, nu ne interesează pe noi, că nu OAT-ul dă autorizații la agregate minerale, nu dă, toate vin de sus, de unde vin. Și vrea să facă ceva ca lumea și nu se vrea. Probabil vin mai mulți bani în, la bugetul local din niște ciulini care stau acolo. Și vin niște bani frumoși din... Că dumnealui dacă face o fermă piscicolă, bănuiesc tot aici vin din bugetul. Dacă știm câți bani, dacă ne spune o sumă câți bani a plătit domnul Cojocaru sau societatea care administrează aici, rămânem așa. Nu cred că venea din terenul ăla neproductiv atâția bani la bugetul local. Domnul consilier, dacă tu știți, puteți... Dar nu știu. Da, eu vorbesc despre ce e acolo. Vă las, vă vin din rândul și dumneavoastră, măcar 5 minute să vorbesc din ce. Dacă tot nu vrem să se facă ceva pe raza comunii, gen, o fermă piscicolă, cum s-a făcut la Seminică, cum s-a făcut panoramicul, să nu aducem investitori pe raza comunii, lăsăm și o linie aia, trecem și vedem cum stă la Dosminești, unde nu se zbate nimeni. Este o rezervă acolo, știți, între hol și... Nimeni nu se zbate. O erodat din satul Dospinești, mai are un pic și ia casele, nu se zbate nimeni. Da, mulțumim, domnul consilier. Acolo nu se zbate nimeni. Mulțumim frumos. Domnul... Mulțumesc frumos, domnul președinte. Plecăm tot. Părăsim... Domnul consilier, dacă vreți să părăsiți ședința, puteți să faceți. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Consilier Ictimie, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să mai fac o precizare, de fapt două precizări cu privire la acest proiect de pe ordinea de zi. Și să aduc la cunoștință întregului Consiliu Local, cât și al cetățenilor care sunt de față și care ne urmăresc, și atât domnilor administratori de la firmele concesionare. Patrimoniul Comunei Buhoci este sub
ca și proprietar Consiliul Local. Deci nu este terenul domnului primar, nu este terenul domnului consilier. Nu a spus nimeni asta. Nu, s-au făcut tot felul de discuții și speculații. Deci Consiliul Local este proprietar al tot ceea ce înseamnă patrimoniul Oate Buhoci. Să fim foarte clari, înțelegi. A doua chestiune pe care vreau să o aduc în discuție, dacă tot avem o dezbatere pe acest proiect și mi se pare că este o dezbatere destul de largă, doamna secretar, putem să aducem contractul de concesiune a celor doi operatori, să-l citim și să vedem obiectul contractului? Pentru că vom trage o concluzie. Domnul primar, m-am adresat cum o ridicați dumneavoastră degeaba după 20 ani? Fără să faceți nimic. Domnul președinte, puteți să ne spuneți una unde este, pentru că totdeauna ați venit cu păcăleli din ăsta, hai să facem, hai să modernizăm, una, arătați una. Acum, când ne face domnul, ne mai face, care sunt alea? Păi care sunt alea? Ne-a mai spus cineva care e chiar lângă mine, vreau să fac o piscicultură. Ați mai făcut? Da. N-am făcut nimic, domnule, hai să nu ne mai mințim. Este pește. Bine, vă mulțumesc. Hai să lăsăm minciuna că facem. Are cuvântul domnul viceprimar. Da, stimați colegi. O să... Că atunci, de contractul de concesiune la SGMA este emisă autorizație de construire de către Consiliul de Administrație. Doamna secretar, noi vedem cu obiectul deodată, așa, pe care, cu obiectul din contractul de concesiune, care este înființare pentru pisciculi. Nu știu ce să facem, nu are. Toate temă, ce știi, colegi. Ați întrebat, am spus. Da, aveți cuvântul domnul viceprimar al Comunei Buhoci. O să încerc să mă arunc un pic cu lumină între trei chestiuni care sunt complet discriminate de azi. Între legalitate, oportunitate și, dacă vreți, și moralitate. Este tot ceea ce se întâmplă vis-a-vis de contractul de concesiune este cât se poate de legal. Proiectul a fost aprobat și a devenit hotărâri în 2017 cu 15 din 15 consilieri. O parte suntem și aici prezenți. Pentru concesiune. Domnul, lăsați-mă, nu mă întrebi, că știu ce vorbesc. Când greșesc, mă întrerupit. Numai când greșesc. Când lăsați-mă, duc ideea până la cap. Când pierd firul, eu așa sunt un pic timid, mă intimidez și mai tare când văd personalități, când văd organe superioare ale județului, mă intimidez foarte. Păi dacă nu mă lasă să fiu la subiect. Haideți, domnule, treceți la subiect. Așa, deci între legalitate, deci din punct de vedere a legalității, aș invita pe domnul consilier județean să nu mai facă confuzii de legalitate. Din punct de vedere al legalității, este foarte legal contractul de concesiune, este foarte legal și cererea care s-a făcut astăzi în ședință de Consiliu pentru vânzarea terenului este legal. Din punct de vedere al legalității, atenție maximă. Faptul că noi, Consiliul Local, atunci când luăm hotărâri, toate hotărârile care pleacă din mințile noastre și din votul nostru ajunge la Consiliul, ajunge la Prefectura Județului Bacău prin grija Secretarului General. De ce ajunge acolo? Pentru acolo este o echipă de juriști care verifică toate hotărârile de Consiliu care se iau în tot Județul Bacău. Dacă o hotărâre de Consiliu nu respectă legea, atunci Prefectul, printr-un ordin, printr-o adresă, are dreptul și obligația să returneze înapoi proiectul de hotărâre primăriei și să
chiar să-l modifice. Efectul obiect înainte, domnul vice. Numai un pic, domnul primar. Să-l modifice, să-l anuleze, etc. Dacă, atenție foarte mare, dacă Consiliul respectiv, dacă Consiliul respectiv nu ține seama de cererea prefectului, atunci prefectul are dreptul și obligații, atenție foarte mare, să atace în contencios administrativ. Când prefectul atacă în contencios administrativ un act administrativ, se suspendă de drept actul administrativ până la apariția unei hotărâri de Deci îi sugerez domnului consilier județean, în momentul în care se întâlnește cu prefect, să urmărească foarte atent decizia care o luăm noi astăzi și când se ajunge proiectul ăsta, când ajunge hotărârea, dacă va ajunge, când va ajunge, nu știu, nu anticipez, să fie foarte atent domnul prefect, să facă ceea ce trebuie să facă din punct de vedere legislativ. Da. Conferințele de presă să le păstreze pentru electoratului, nu pentru noi, pentru Consiliu. Domnul viceprimar, domnul președinte, mulțumesc frumos. Vreau să vă readuc aminte o stare de fapt și se putea rezolva, domnule administrator public, dacă nu aveți răbdare, părăsiți sala. Dacă anul trecut, când am supus aici dezbaterii și aprobării, constituirii acelei comisii de verificare agricolă, sau cum se numea, când lipsește acum, specialitate. De specialitate. Așa, mulțumesc. Dacă acea comisie se înființa și domnul primar nu lupta cu toate forțele malefice de care dă dovadă să nu se înființeze acea comisie, pentru că descopera pe la Ciolănoaia niște ilegalități, peste Siren niște ilegalități. Discutăm acum dacă era comisia, păi se leagă, domnule președinte, dacă comisia era înființată și noi, cei care am fi făcut parte din comisie, verificam și dădeam un rezultat care să stea la baza unor proiecte de hotărâre ulterioare pe aceste terenuri, acum aceste discuții nu mai aveau loc. Ori domnul primar, cum face de 20 de ani de când își închipuie că face administrație publică, pentru că capacitatea de a o face nu există, încearcă să-și acopere pe la Ciolănoaia, unde a făcut niște licitații de alea, pe aici, prin primărie, pe alte zone, pe vale, unde a mai făcut niște licitații de alea. Dați-mă judecată dacă nu sunt adevărate. Păi nu, vorbele n-au valoare. Mergeți și atacați în instanță cele spuse de fraude victime și dacă câștigați... Nu poți să atac un nesfințit care... A, păi vedeți, vedeți că vă pare adevărul. Domnul primar, Grotian. Domnul primar, care de cu copita. Păi nu vedeți că mă face nesimțit acel nesimțit care lovește copiii din sfârșit cu bici. Uitați, dragi dirigenți, ce reprezentant aveți aici? Spune. Așa vorbesc cu cetățenii. Vă puteți să faceți acuze. Doamna! Sunteți acuzat că ați curat. Aveți cuvântul, domnul primar, la replică. Aș reveni la punctul de pe ordinea de zi, dacă îmi dați voie. Că pe urmă sunt obligat să clarific niște lucruri. Iar vin cu afirmația că am fost dintotdeauna în sprijinul investitorilor. Haideți să sunt întâmplător, așa văd în sală un investitor care în decursul timpului a beneficiat de aceeași procedură. Întâi a concesionat terenul, a construit un magazin, după care a cumpărat acel teren. Domnul Solomar Mareș. Mi-a sărit în noi. Dar nu discutăm. Deci ca și procedură. Deci domnul Solomon Mareș, asta e copil procedură. Se plângă la salaia vii. Vă rog frumos, domnul Iftime. Domnul, atunci a fost legal la... Păi vă spun eu cum a fost legal. Am luat o grafă de gunoi acolo, n-am luat un teren. Domnule, ați concesionat un teren, da? Și după aia ați solicitat primării să-l cumpără. După investiții. Exact, asta solicită și domnul. Vreau să vă spun că investiția a ajuns la un procent în baza autorizației de construire emisă de Consiliul Județean din 2017. Nu discut cu... Discutăm fața cetățeanului. Domnul Iftimie, deci...
Revenim la această investiție. Magie și s-a făcut bani. Revenim la punctul pe ordinea de zi. Dați-mi voie, nu mai duceți... Păi, dar dumneavoastră ați adus subiectul ăsta discuției. Spuneți, ce este iar în la... Deci, SC Mavro, care a venit cu solicitarea de cumpărare în fața Consiliului Local, a funcționat din 2017 în baza unei autorizații de construire emisă de Consiliul Județean. Și a ajuns la un procent aproximativ, nu știu, evaluatorul o să stabilească dacă o să treacă, din punctul meu de vedere, de 80-90%. Gândiți-vă că mult nu mai are de treabă acolo. Dacă acest investitor va fi blocat de dumneavoastră, o să rămână o proapă. Ceva de genul ăsta. Are cuvânt și domnul consilier județean. N-am terminat. Deci, chiar că, terminat. Mi s-o dat cuvântul, haideți, aveți răbdare. Nu mai aruncați plăți în curtea Consiliului Județean, pentru că în 2018 s-o dat cuvântul domnul primar. Nu vă convine, ieșiți afară. Mi s-a dat cuvântul, da, așa facem, da, cu cetățenii din speța dumneavoastră, așa se procedează. N-are de ce, domnule, n-are de ce să fie rușine. Rușine să vă fie. Domnul, în primul rând, nu mai aruncați bătul în credea Consiliului Județean, pentru că noi, în 2018, i-am dat... Respectați-vă... Nu, mă respect foarte bine, mult mai bine ca dumneavoastră. Noi, în 2018, ca și Consiliul Județean... Învățați să s-o spagi peste... Nu, mi-a dat cuvântul, domnul președinte, retrag consilierii și părăsești județul. Bun. Domnule primar, O secundă, că nu ne înțelegem. Consiliul Județean în 2018 a dat într-adevăr o autorizație, dar nu autorizația... Titulatura, vă rog frumos. Nu. Domnule primar, v-am spus, da. Titulatura, autorizația pentru construire fermă piscicolă. Dar Consiliul Județean nu a garantat și nu a girat vânzarea acelui teren sau cumpărarea automată a terenului de către cel care a concesionat. Una, degeaba spune, da, are autorizații, pentru că nu putea funcționa, nu putea face acea investiție fără autorizații. Autorizația nu înseamnă că Consiliul Local este și obligat automat să vândă acel teren. Dar cine a spus că este obligat? Domnul primar și dumneavoastră tot, Consiliul Județean a dat autorizații. Domnule, faceți diferență între autorizații și dreptul de a cumpăra. Din cărțile citirii, domnule. Din cărțile citirii. Da, mai spuneți și dumneavoastră. 5 șeptari. Vreau să finalizez. Toți suntem la acest capitol, vreau să aduc în vedere și la cunoștință, domnilor operatori, că în luna martie anul trecut am prelungit autorizația de funcționare și de străbaterea drumurilor sătești comunale și județene, adică de fapt comunale și sătești, da? În care erau niște prevederi foarte clare acolo, privind tonajul, privind viteza de deplasare, lucru care semnată de domnul viceprimar Mocar, da, deci lucru care nu se întâmplă. De ce v-ați supărat? Dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Doamna semnătura. Și dacă dați voie să termine, domnul Mocar. Lăsați-o să termine. Domnul primar, vă rog frumos, nu mai întrerupeți, domnul primar. Domnul Mocar, vă rog. Domnul primar, stimaneți. Stimați colegi, vorbim de investiții. Domnul primar ne spune, tot discutăm de investiții. De investiții și de investiții și de investiții. Poate ne poate spune tuturor aici, care sunt investițiile care le-a făcut de 20 de ani? Tot ne minte, investiții, aduce investitori, aduce. Pe cine mai aduci, domnul? Doar vacile dracelor noi, că n-ai făcut nimic în 20 de ani. Nu mai ai făcut nimic, domnule. Ați spune clar cetățenilor, ia-ți cadrafusele și acasă, ia-ți neamurile, verișoarele, cum e trăiești și acasă. Acasă cu dumneata. Ce cu tot faci circ cu noi aici? Ne strânge aici, dar faci să râdem. Acasă, domnule, ies neamură și acasă, toată primăria de la Biștira. Vă mulțumesc! Toată primăria de la Biștira!
Domnule, că de liniște, vorbiți la divers. N-am venit aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am dat din vorbești. Domnul care l-a lăsat să fie președinte. Avem președinte de ședință, nu mai sunteți și nu să mai fiți președinte. Aveți cuvântul, domnul Vasile Stoian. Aveți cuvântul. Un pic de liniște, vă rog, ca să ne înțelegem. Mă refer în mod special la domnul Mucanu, care el le știe... Da, bă, discută... Referitor la acestea, da. E adevărat că Consiliul Local a aprobat multe și vrute și nevrute în decursul la 20 de ani de zile. Dar eu mi-aduc aminte că domnul Mucanu a fost consilier 12 ani de zile aici și viceprimar de Găuori. Și când era viceprimar, dădea din cap cum e mai mulțoi de la Pluș în mașină. Domnul Stoian, vă rog frumos! A specificat, din Pluș. Așa a primit ordin de la șeful. Stai un pic. Deci, atunci bătea din palme, că e bun domn primar, e bun domn primar. Când nu mai poți vici, a început să țâmpi că ți-i sufla bine la gât. Că primarul e bâlbâit și nu știe să citească. Iar acum au trecut de partea aia, că până atunci a țăpat că ținut în gura, că ciuma roșie, ciuma roșie, au trecut de partea la ciuma roșie și acum îi e mulțumit că nu vrea pământ. Păi ce făceam noi cu banda aia de acolo, care se certau lumea de la haraci? Iar acum că vine o firmă să investească și plătește miliarde. Domnul consilier, cine oprește acea firmă să facă ferma piscicolă? Nu poate să facă investiții, dar este proprietar de fapt de lăsa. Ce vorbim? Trebuie să-i dau răspunsul cuvenit colegului meu. Aici discutăm niște proiecte. Domnul, ați zis liniște, ascultați-l. Dar dumneata ai fost ascultat? Domnul președinte, ascultați-l. Domnul președinte, domnul președinte, domnul președinte, în două cuvinte vreau să termin. Și să lămurim. Da, nicio problemă. Să lămurim. Să lămurim. S-am dat două minute. Dar cu cine să vorbesc? Vă rog liniște. Lăsați-l să vorbească. În mandatul doamnei Rodica Odobișanu, colegul nostru Stoian a venit cu propunerea că dumnealui construiește în Buhoci o piscicultură. Unde ați făcut? Ce ați făcut? A luat-o cu 2 lei. A luat-o cu 2 lei și ați vândut-o. Altceva nu ați reușit. Am băgat acolo o căruță de bani. Apar o baură. Domnilor consilieri, domnul Stoian, vă rog frumos. Vă mulțumim foarte mult pentru dezbatere. Îl ajut eu, îl ajut eu. Un singur, om de 20 de ani. Îl ajut eu, gata. Avem niște discuții, vă puteți să vorbească doar consilieri. Avem un regulament care trebuie să... Avem un regulament. Ridici mâna și hai, dăm cu la băiala, ți-o-ți iei. Să mai spun și altceva ce vă cer. Gata, deci Cozet, s-au făcut suficiente discuții pe acest proiect de hotărâre. Mai am eu câteva cuvinte de spus. Vă rog, domnule. Referitor la acest proiect, cred că nimeni din consilierii care sunteți aici, să zicem în afară de Ilieș, nu s-a dus nimeni la fața locului să vadă ce este și cum este. Anul trecut n-ai fost. Nu ai fost, domnul. Am făcut și baie. Ați făcut mulți. Am fost și împreună, domnule Ion. Dar se foarte bine. Asta amândoi, pe adevărat. Aici, dar la de sirenă, la MUF, ați fost la MUF și la MUF. La MUF nu ați fost. Eu am fost ieri acolo. Sunt foarte mari nereguli și din partea mea eu nu o să votez. Nu numai acolo sunt nereguli. Nu. Deci trebuia MUF-ul pe un proiect și MAF-ul pe un proiect. De ce să le amestecăm așa? Nu trebuie să amestecate. Acolo este arătură făcută de toamnă pe în loc de pășune. În loc de pășune. Da. Și câte și câte probleme. Da. Se... S-a încălcat legea. Se escavează de 2-3 ani de zile. Da. Nu e bun materialul. Așa că, calitate de inițiatură, da. Putem vota
separat pe cele două. Nu este vorba ce este și cum este. Dar nu a întrebat dumneavoastră. Nu vă întrebați. Ascultați-o părere. Deci aveți un părere respect ca un domn elegant. De 20 de ani nu prea de ani. Domnul Ieftimie. Vă rămas tiparul ăsta. Nu este o realitate. Doamna n-are 20. Nici n-am 20. Este un reprezentant din partea MUV-ului. Nu este. Nu este. Deci acest nu este proiect de hotărâre. Vă rog frumos. Poate fi votat doar în forma în care a fost inițiat, pentru că el a fost dezbătut așa. Dacă nu, proiectul se poate, amâna, doamna, se poate trimite înapoi la comisii, la comisiile de specialitate și se va modifica, schimba. Da, bineînțeles. Și între timp o să mergem la fața locului să vedem ce este. Comisiile de agricultură, nu putem schimba proiectul de hotărâre. În 30 de secunde, vă rog. Doamna secretar generală, poate fi votat. Aveți răbdare să discute doamna secretar. Spuneți, domnul inițiator. Deci eu v-am prezentat prevederile de lege. Mă contraziceți, domnul inițiator? Nu, aici aveți dreptate. Da, mulțumesc frumos. Cu drag. Când aveți dreptate. N-am trăit 20 de ani degeaba. Vă rog frumos, domnul președinte, supuneți la vot. Nu vor vota, cine nu? Nu puteți vota acest proiect conform codului administrativ, doamna secretar. Conform codului administrativ, inițiatorul solicită să se supună la vot, nu solicită scoaterea de pe ordinea de zi. Scoatem punctul 4 de pe ordinea de zi. Până când o să vină finalizările între domnul președinte, nu sunteți inițiator. Vă rog cum o să dați citire. Vă ridicați, plecați și după aceea secretarul constat. Păi da, haideți, ridicați-vă și mergeți. Ați votat ordinea de zi. Ați votat cu acest proiect. Dar nu primarul ești. Nu votați cu votați împotrivă. Băi, și așa nu mai ești pe listă. Chiar dacă te-ai afară cu consilierul pe mine. Mai degrabă vii cu mine. Domnul președinte, haideți și dumneavoastră alături din Buhoce. Vă rog frumos, nu mai stați alături de alții din consilier. Atât astăzi. Deci, domnul președinte, vă rog să supuneți la vot proiectul propus în forma inițiată și aprobată la comisia ședinței, la comisia. Eu am menționat la începutul ședinței. Rămâi, se votez? Da sau nu? Cum vrei tu? Votez. Nu e voia ta, domnul. Deci, în sală, vă rog să vă las loc la masă. Nu, de ce să nu luăm la masă? Dar de ce stați în picioare? Da, așa, loc la masă. Ca să nu ne asociem cu cei care vor să vândă terenul lui Bucăcelor. Atunci vă rog să stați... Păi de ce n-ați menționat, doamnă, procesul verbal la începutul ședinței? Să respectăm legea. Cele 6 persoane au fost menționate. Vă rog să respectăm legea, da? Este dreptul dumneavoastră să nu votați. Am notat în procesul verbal, doamnă secretar. Și dacă ați notat, de ce repetați acea notare? Nu vreau să scriu persoanele care nu vor să voteze. Dar nu le-ați scris deodată că eu De ce? Că eu am specificat. Vreau liniște puțin. Domnul Maca, vă rog frumos. Unde suntem aici? La târg? Supuneți la vot dacă vreți să votați. Dacă nu, vă rog să vă abțineți la vot. Sau nu votați. Este calitatea dumneavoastră. Da, bineînțeles. Oricum se semna votărârea alături de mine. Că votați, că nu votați. Este calitatea dumneavoastră de președinte. Deci, haideți să supunem la vot, președinte.
cu de astăzi, ca să zic. Proiectul de hotărâre, așa cum a fost dat de inițiator. Proiectul de hotărâre numărul 4. Particip sau nu la vot, domnul președinte? Nu. Numai supunem la vot. Deci cine este pentru proiectul de hotărâre? Cine votează pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pentru. Domnul Ilieș, cum votați proiectul de hotărâre? 7. Deci 8 pentru. Așa, restul pentru nu au votat. Nu că nu au votat. Care 8? Nu am participat la vot. Doamna secretară, dar sunt 7 consilieri, de toți și dumneavoastră numărați 8. Ia, vă fac 2, 4, 6, 7. Am fost un an, domnul Ilieș. 8 pentru și 7 consilieri care nu au votat la vot, care nu au participat la vot. Mulțumim frumos, menționați în procesul verbal. Trecem la proiectul numărul 1. Nu votează exact ca în Consiliul Județean și la noi. Păi și cum sunt 8 dacă ai votat pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cu Ilieș 8. Domnul Ion, cum ați votat? Vă rog frumos. Nu am votat, domnul Organ. Nu am votat. Acum încep să vă respect mai mult pe ceilalți mai puțin, care au votat mai puțin pentru că au demonstrat. De dar dumneata nu pe dumneata nu se respectă nimeni, domnule, pentru că se știe vânzare sau procesuri. Pentru explicați încă o dată la cameră. Nu a fost procedură. Da, e socoteală. Deci eu nu am avut probleme din punctul ăsta. Pentru punctul următor. Da. Hai, pe toată lumea. Un pic de liniște. Domnul Soian. Președinte, stăm aici cu un fost cuserist actualmente. Mulțumesc frumos și o zi bună. Care amenită toți consilieri locali. Am fost la hotărâre și nu mai sunt pentru că n-am vrut să votez la urmă. Nu, domnule, pentru că ați avut probleme. Luați loc, domnul Ifine! Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre. Domnul Stoian! Domnul Stoian! Așa se face, nu mai e rușine! Lasă-te, stau! Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Bucoci anul 2024. Inițiator Munteanu Dumitru Dorit, viceprimarul comunei Buhoci. Da. Așa cum suntem obișnuiți, acum a fost obișnuit de ani de zile, în fiecare an avem acest plan de măsuri cu activitățile care trebuie făcute timp de un an de zile, așa cum ați avut materialul la MAPUS, l-ați citit. Dacă aveți aveți propuneri, întrebări, vă stau la dispoziție cu orice întrebare, orice răspuns, vă dau loc ceea ce ați constatat în plus sau în minus. Domnul... Da, mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule viceprimar, nu văd în continuare în planul de măsuri pentru autogospodărire înființarea unei perdea ecologice pe alianamentul Buhoci-Bijghir. Măsură sau proiect care a fost adoptat și aprobat în urmă cu aproape 2 ani de zile. Mulțumesc frumos. Da, are cuvântul domnul Copu. Păi am făcut o solicitare. Aveți răspuns? Tot. Este, dar este. Proiect sau pe lângă proiect? Pentru dezăpezire. Când a fost zăpada ultima dată? A venit o dezăpezire, bum, zăpada în poarta vecinului, stricat flori pe la altul și tot așa. Ca să nu părăsesc. Scoatere de ochi, că bă, degeaba au venit, cu mai mult o să cap. Ia-l pe ăla cu butul. Deci, da, fiind domnul președinte, da, spuneți domnul. În momentul în care se trece pe o uliță, pe stradă, cu buldo excavator sau cu sărărița, că pe drumurile mari am trecut cu sărărița și am degajat zăpada, pe toate drumurile, dar absolut pe toate drumurile și ulițele mici, anul acesta s-a intrat sau de zăpezire absolut peste tot. Evident că... Domnul Stoian! Evident că în momentul în care se trece prin fața unei case, lama buldului sau țăriții degajă
lamă, cupă, n-are importanță, discutăm de principiu, de garj, o cantație de zăpadă care se localizează în dreptul podețului unei case. Căi de acces. Căi de acces. Nu, nu poate. Ar trebui să avem cel puțin salariații care sunt la municipiul Bacău, să vină cu lopata, să dea bucățica aia de, să degajăm din fața porții. Eu zic că fiecare cetățean are o lopată și trebuie să degajeze la intrare, să degajeze zăpada de acolo din față. Da. Cine eu vreau să întreb pe domnul vecin, cum costă frumusețea are pe ce proiecte ați avea, cam ce ați vrea să faceți? Poțiți? În ce constă ce ați vrea să faceți la frumusețea comună? Ce v-ați propus? Întreținerea comună. Avem așa, domnul vecin. La întreținerea comunii. Sunt trecut din... Sunt trecut în ceea ce pot să vă spun că se va întâmpla în prima perioadă a anului, un lucru care ne-a dat bătaie de cap anul trecut și vrem să continuăm acțiunea de toaletare a copacilor, a teilor și a castanilor de pe raza comunii Buhoci. Datorită acestui fapt, noi am reușit anul acesta să evităm foarte multe accidente din punct de vedere a luării curentului electric și să rămână oamenii din localitate cu fără lumină. Anul acesta, și aici poate să confirme o serie întreagă, deci și din cetățeni și din consilieri, anul acesta s-a montat pe tronsonul, pe vale, spre tronsonul, spre cabană, s-a montat un separator de către cei de la Ion, la solicitarea noastră, astfel încât atunci când sunt avarii și cele mai multe avarii erau pe leau dinspre păduri, exact, dinspre păduri, dinspre partea dealul mare, acum, dacă apare o avare acolo, acest separator... Da, acel separator întrerupe curentul spre dealul mare și noi avem curent. Deci este un lucru bun, nu o să mai avem necazuri și problemele astea. Dar o să continuăm cu toaletarea. Avem chiar și în partea spre... unde stă domnul consilier Bolai Cerencian. Spre Parincea, da? Sunt ei care sunt foarte, foarte bătrâni, găunoși, care sunt un pericol oricând să rupă firele, să rupă firele și vom continua toaletarea. Încercăm să, adică păstrăm în continuare partea de ce avem în centrul satului, de curățenie, de pus flori, de rezolvat toate problemele astea. Curățirea șantului am avut, dacă ați văzut anul acesta, în toamnă, spre toamnă, în fața școlii, spre școala Popoviști, chiar și partea cealaltă, s-au curățat șanța de colbata, s-au curățat cu un cetățean care a avut de făcut muncă în bolosul comunității. Da, vreau să vin cu o idee. Tot ce apare... Da, vin cu o idee, în locul la copacii care au fost și încurcau, un? Să venim un loc la copacii aia, sau pomi, sau ce-au fost, ăia care erau, da. Să venim cu niște pomi fructiferi care nu se duc până în zona firilor, dă și bine, să folosește orice trecător. Și mai vineam cu zona de la Crețul de acolo să fie insistat mai mult cu agregate. Nu ca să-mi pus. Teoretic, toate alea mai care ar trebui, acolo unde există arbust, pomii îmbătrâniți, ar trebui... Aia toți, eliminați. Continuăm acțiunea asta de toaletare. Și pus o idee, nu ești mai bănuți. Întrebarea pentru tot acest plan, domnul viceprimar, există și bani bugetați? Noi am alocat, avem un buget, o să aveți bugetul, încă nu bătăm bugetul, dar o să vedeți că am alocat sume de bani. Da, mulțumim, domnul Butacu. Eu aș vrea mai mult o recomandare. Citind planul de măsuri, citesc aici, se estimează un număr de 24 de persoane posibile apte de muncă. Da. Aș vrea să le văd și în teren. Adică cele 24 de persoane citind sunt cele probleme. Da, deci acum la această oră avem 24. Acest număr de 24 este un număr care va fluctua. S-a modificat legislația. Deci e posibil ca luna aceasta să avem 24, luna viitoare să nu mai avem 24, să avem 19, să avem 2 sau să nu avem niciunul. Pentru că legea s-a modificat și cei care sunt în evidența noastră pot fi
pe o perioadă relativ scurtă de timp, nu pe tot anul. De aia spun că... Recomandarea mea era da, să le vedem. Corect. Să le vedem la treabă. Să-i folosim la treabă, da. Nu am spus că de ce sunt doar 24 noi am avut am înțeles. Noi am avut anul acesta și am făcut multe activități, nu numai la Buruș, la Buhoș, la Buhocel și la Cotene, am avut 5 sau 6 persoane care au avut muncă în folosul comunității. Și au venit și au făcut activitate că ei n-au ce face. Asta e situația. Cu muncitorii necalificați care spuneți dumneavoastră, anul acesta nu exagerez, dar am strâns tonii de materiale aruncate de către cetățenii comunii Buhoci peste tot. Și mai aveți. Și mai avem în continuare. Am adunat cred că peste 200 de cauciucuri care le-am găsit în zona unde are domnul Potovișteanu concesiune. Am găsit grămezi întregi de cauciucuri care le-am adus cu buldo excavator, le-am depozitat aici în curtea primării, după care am chemat o firmă de specialitate care a venit și le-a ridicat și chiar a dat și o sumă de pentru salubritate, că eu au această posibilitate și foarte, foarte multe sticli de plastic. Foarte mult să arunc în continuare, peturi să arunc în continuare. Dacă vreți, vă arăt filmulețe, inclusiv eu, nu este nicio rușine să muncești, inclusiv eu, cu mănuși înarmat, cu mănuși în mână, am adunat saci și i-a duceam aici la noi, la primărie, puneam veșnic și acum, cred că sunt omeroanele cu peturi, așa, veșnic, avem plini tomberoanele de pe atunanții de pe raza Comunii Buhoci. Rugămintea mea ar fi și pentru cetățenii care sunt prezenți și pentru consilieri să facem un pic de campanie în acest sens, să nu mai arunce. Dacă avem o ziua aia care este pentru pe lună, care este pentru recoltarea acestor peturi, să conștientizeze oamenii să le adune, să le pună, dacă nu ajung. Aici avem o problemă cu operatorul, domnul viceprimar, îmi cer scuze. Așa este, aveți dreptate. Aveți dreptate. Deci ajunge și nu ajunge în toate zonele. Mașina, evident, fiind încărcată, trebuie să plece. Deci, în general, pe tronsoanele principale ajunge mașina. Au fost situații în care cetățenii m-au sunat și au zis, domnule, sunt pe ulița X, nu mi-au luat peturile. Am mers cu salariații de la primărie, cu butul excavatorul la om acasă, la 1, la 2, la 3 și am luat peturile și le-am adus la primărie, le-am depozitat aici, după care au venit mașina și le-au luat. Deci am făcut și lucrurile astea. Da. Mulțumesc frumos, profit de ocazie că s-a discutat pe acest proiect și despre acei 24, 25, suma aia variabilă, numărul la variabil de asistat social din Comuna Buhoci. Oamenii din comună... Nu sunt asistați. În folosul comunității. Eu vreau să vorbesc de asistența socială în larg, așa puțin, pentru că face parte oarecum, se leagă de proiectul ăsta. Domnul? Nu intrăm acolo. Dacă nu intrăm acum, intrăm mai târziu, tot intrăm. Deci ca să... Eu ziceam că era pe subiect și terminam acum. Dacă noi aveam de... spus domnului Vici, domnilor Vici, care a spus înainte. Care vă dorit. Și care dorim, așa, să... Este la Neculai Leteanu, în poartă, un utilaj. S-a mai discutat și nu s-a luat început. De anul trecut s-a discutat chestia asta. Aia. Și care ocupă jumătate din drumul de pe vale. Mai este și un disc la deal, în drumul public. Da, și pot așa. E lăsat pe domeniul mata. Nu, pe domeniul, e pe drumul public. Da? Deci dacă sunt haideți să luăm măsuri, haideți să luăm, lăsați discuțiile. Domnul Mocanu. Domnul președinte, da, știu, sunt două utilaje pe bani. Deci este de circa 10 ani de zile utilajul ăla. Așa este, aveți dreptate. Păi luați-l de acolo. Să se ia toate și să se strângă. Fac adresa la poliție, domnul Vici. Domnul președinte, am... Mai avem și pe Ulmuri în capăt. Pe Valea Ulmuri, acolo mai sunt niște adrese. Am vorbit cu cei...
să facem curățenie. Exact. Domnul președinte, am vorbit cu cei doi, oricum pentru toți consilierii, am vorbit cu cei doi proprietari de utilaje. Domnul Mocanu este aici, față, domnul Iuri nu e aici. Am vorbit cu ambii, am vorbit să ridice acele utilaje și să le duc în curtea lor. Da. O să... începând, vă promit în modul cel mai solemn, reiau discuția verbal, frumos, elegant, cu amândoi. În caz contrar, voi fi nevoit să aplicăm legea, așa cum prevede legea în astfel de situații. Cei care pun mașinile, utilajele pe drumurile publice. Are cuvântul domnul primar. Le confiscăm. Domnul primar a vorbit foarte urât la adresa consilierilor, ne-a făcut mizerii. Le confiscăm, domnul președinte. Și vă rog să dați afară din ședință conform codului administrativ. Domnul președinte, o să le confiscăm și o să le duci să mai găsească nimeni. Nu vă e rușine, domnul primar. Nu vă e rușine să vorbiți așa ca la domnul Maria în consiliul local. Chiar nu vă e rușine de vorbit. Domnul Iftine, vă rog, bateți moneda pe ciolănoarea. Păi acolo, acolo ați aranjat de ciolănoarea. Ați luat pământul școlii, acolo l-ați îngrădit. Cu ce drept l-ați îngrădit? Aveți un contract? Domnul Iftimie, lăsați-l vorbească. Există contract, să vorbească. Să plătesc sume. Ați plătit ceva pentru acel teren? Puteți verifica înainte să faceți acuzul. Construcția ilegală de pe Islas, ați reverificat-o? Acolo, tot e ilegal. Inclusiv a dumneavoastră de la Pernul. Deci tot e ilegal. Deci asta înseamnă, dacă cineva face în comună, asta va face domnul aspirant la funcția de primar. Asta o să întâmple. Domnul, spuneți așa, domnul viitor primar, așa. Nu, domnul ex. Așa trebuie să facem. Așa trebuie să domnul primar. N-am ce dacă face acuzii. Domnul, haideți, spuneți ce aveți. Să asociați. Să vă aduc la cunoștință niște lucruri care am vrut să tac din gură. Chiar am vrut să tac din gură. Dar acum trebuie să spun lucrurile pe nu. S-a adus acolo în față la mine peste 100, peste 100 de mașini, peste 100 de mașini de mizerie. Domnilor consilieri, noaptea au venit și le-au adus acolo. Ca să îndrepte, acum la ora actuală și-a adus încă vreo 50 de mașini de pământ. De unde au fi avut bani ăștia? Mâine, poi mâine trebuie să acopere și stâlpul de înaltă tensiune. Că acum, la ora actuală, ce-a făcut dumnealui, dacă vine un copil cu un harar și dă peste linie de înaltă tensiune, rămâne acolo. Iar eu, dacă, ca fiecare din comuna Buhoci, am ținut un disc, ne-au făcut plângere. Problema nu este asta. Problema este alta. Problema este că avem acea barieră care spunea cu ea de acolo ca să-mi duc utilajul, că am pământ acolo. Eu utilajul nu pot să-l iau în braț, să-l duc la mine pe tarla. Dacă l-am discutat cu toții și am spus că desfințăm acea barieră. Corect. N-am văzut nicăieri în România barieră în centru comun. Numai la noi. Cu acest primar care... mulțumim frumos! Ce să mai e? A adus atâta mizerii și acum, vezi, doamne, noi suntem vinovați că ținem un disc sau utilaj. Dar mașina unde o ținem cu toții? Nu în fața curții? Unde o ține, domnule? Dumneata, unde ții mașina, domnule? Mașina primăriei o ține, domnule primar. Dumneata, ai trei mașini ale primăriei care le frezi zilnic. Mulțumim frumos, domnule. Ce vorbești, domnule? Mâine pe scurbare. Uitați ce-au făcut în viața. Nimic, un parazit al comunei Buhoci. Supunem la vot cine este pentru. Irineu Columbeanu, uitați-vă, acolo. Hai să supunem la vot cum a propus domnul președinte, da? Partea aripa tânără cum votează? Pentru. Da, mulțumim frumos. Domnul Vasile, mai sunteți cu noi? Deci e vorba de programul... Cine se abține? De programul fix și pot. Abține împotrivă? Deci vă abțineți, da? Vă rog frumos, domnule. O abține. Mulțumesc! Arunță probleme. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de voturi, numărul... Nu mai să pute, că vreau să vă spun ceva. Da, spuneți, domnul președinte. Domnul președinte, da. Sunt de acord și cu celelalte puncte de pe ordinea de zi. Vă rog frumos să-mi permiteți să mă retrag. Dacă da, bine, mulțumim frumos și noi. Fără drept de vot. Fără drept de vot, da? De acord cu toate. Fără drept de vot, că nu participă. Nu ilegal. Dacă da. Nu participă, nu ilegal votul. Nu trebuie să facem plânge, câte plânge, ne-a săturat din conducerea. Proiect de hotărâre. Cei trei mari. Privind aprobarea raportului de foliu. Numărul
Acum am văzut 4. Acum sunt 4 46, 843, pierdu 22 a 12 2023, întocmit de către Camera de Conturi Bacău. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. Da, așa cum știți, în anul 2022 am avut un control al Curții de Conturi la Boate Buhoci. După finalizarea acelui audit, să zicem că așa de corect, au fost lăsate niște măsuri. Acele măsuri au fost duse la îndeplinire în proporție de 90% și în urma verificării din 22.12.2023 ni s-a recomandat să-l aducem în fața dumneavoastră acest raport. Îl aveți, că l-ați analizat la ședințele de comisie. Supuneți la vot. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă promiteți că o fi duceți la îndeplinire. Da. Da. Mulțumim frumos! Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului bunurilor succese valorificării. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. E una din măsurile lăsate de Curtea de Conturi pentru valorificarea tuburilor. S-au făcut mai multe proceduri Poți continua? Da. Deci s-au făcut mai multe proceduri prin anunț la nivelul primăriei. S-au trecut mai multe etape și nu s-a înscris nimeni. Am reanalizat acele bunuri cu domnul Vici și s-a constatat că deja sunt în stare de degradare mare parte din bunuri și am zis să venim cu un preț mai jos, poate va fi cineva interesat. Domnul Vici vă poate da detalii. Da, domnul Vici, spuneți. Deci și este legat și de planul de măsuri pentru frumusețarea orașului, chiar pentru frumusețarea comunei. Așa, chiar e nevoie să facem un pic de curățenie în curtea asta. Și ne încurcă foarte tare tuburile astea care sunt depozitate aici. Deci, cred că este oportun să le bindem, să recuperăm bani. Poftim? Da. Da. 105. Da. 105. Da. Mai are cineva ceva de adăugat? Domnul Popu. Dacă se recuperează banii care s-au cheltuit pe tuburi. Da. Mult mai mult, pentru un tub s-au cheltuit la momentul respectiv 55, 60, 70 de lei. Păi cum să cheltuie atâta? Dar muncitorii care au muncit, ei nu trebuie plătit? Păi decât să stea degeaba în primărul, numai bine făceau ceva. Trebuia să facă altceva. Președinte, foarte scurt. În categoria bunurilor răsura vândute de către Consiliul Local, bunuri aparținând comunității bucoceane, intră și stâlpul ea pe care i-a sustras domnul primar și i-a dus la Ciolănoia? Nu intră. Era programat pentru rezolvarea. Apropo, dacă mai vrea cineva stâlp, sunt pe marginea drumului care încurcă. Sunt acei stâlpi înlocuiți prin proiectul de reabilitare a iluminatului public. Dacă dorește cineva, chiar îi rog să ducă să ia de pe marginea drumului când domnule primar, legea spune în felul următor. Stâlpii care sunt dezafectați de către E.ON intră în proprietatea primăriei. Arătați-mi la legea, proprietatea E.ON-ului. Sunt proprietatea E.ON-ului. Deci sunt în proprietarea. În momentul în care sunt dezafectați, intră în proprietatea primăriei. Nu mai inventați. Haideți să spunem la vot. Ca să fie foarte clar. Nu proprietatea primăriei. De până la altă i-ați sus tras. Cum sunteți obișnuit? S-a adunat vot. Acum vorbim de geamă. Cine este pentru? Vădim. Nu, eu aveam o întrebare, cum mă gândeam, dacă sunt și împotrivă?
domnul Bogu, și pentru și împotrivă, da? Pentru. Să le vădă cu cât mai mulți bani. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor achitate de către utilizatorii casnici la prima branșare, racordare la sistemul de apă și sistemul de canalizare al Comunei Buhoci. Inițiator Cristian Iștov, primarul Comunei. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, facem o pauză, mă duc să pregătesc buletinele de vot, da? Așa că am o propunere, să lăsăm la sfârșit, ca să nu... Da, cel mai bine. Lăsăm la sfârșit și atunci automat când votăm ultima dată. Luăm și o pauză, putem și noi anexa cu să nu intrăm în conflict de interese cumva cu cineva. Știți dumneavoastră, doar mai să vedem. Vă repet la colegi, aici de față. Până atunci, dacă permiteți, ca să avem prin de gândire, domnule. Numai un pic, domnule, votul este secret, nu mai este discuția de incompatibilitate. Așa că sigur că da. Nu, doar atât să analizăm lista, pentru că dacă unii colegi să nu aibă drept de vot. Bine, șeful, da, felicitări. Domnul, haideți. Eu trebuie să număr câte sunt. Bă, te duci pe bol, dar de ce nu? Vot secret, avem obligare. Vă rog, spuneți un pic obiectivul. Cine? Haideți, domnul consilier, vadă ce rușinos. Nu vă bine, vreau să vă mulțumesc. Nu, domnule, nu. Domnule, nu. Am lăsat oamenii mai în vârstă între noi. Am lăsat oamenii mai în vârstă între noi. Corect, dar dați-i domnule. Dacă ne dau viță, asta să dau ție. Dați mai mult, îți dau. Da, 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 să acolo. Hai, mă iau. Da, da, da. Da, pe el, el e în poza acolo. Dar eu fost de acord cu Iliescu, nu? Îmi doriți succes noilor noștri șefi. Cine nu are pregătit? Așa o preaud de Dumnezeu. Eu mă rog să fac comandatea de ăștia care mai pot, nu am meritat. Păi dar unde? Dacă am votat, e la urmă. Bocu! Dar nu știu cum era port. La un roboțel. Băi, dar trebuie să... Ar vrea să nu mă mai aud. Domnul Mocanu. Da, domnule, am votat. Da? Cine nu... Cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu cine? Cine nu l-a voletit? A, fori, ce-o dat demisia? Ce-o dat demisia? Ce-o dat demisia? Ce-i copia, mă, că nu-i mândre. Ce-i copia, mă, Valii, dar tu ești contra partidului și la meu? Dar cum? E contra primarului, că mi-am furat terenul. Păi eu, după nelirul. Păi eu, nu eu, pe partid, pe partidul treabă, am vizitat domnul Bucaru, pe partidul acuma. Dar vinuma un mic, o legat și primul. Dai voi să vorbesc, vă frumos! Dai voi să vorbesc! O pințat domnul primar în partid acum, în nou nou, poate nu știți, partidul Băsâvilor, eu fac parte din el. Și așa că mai ești... Da, m-am auzit și eu din Ichilor Stăpăriri, pe acolo, prin șanța lui domnului. Eu așa fac parte din partidul ăla și mai ești... Domnul... Eu adun Băsâvii toți să mă apătez pe mine. Mai ești domnul Băsâvii, care el face parte, face mâncare. Eu adun Băsâvii, el face mâncare, păsoric și oameni. Facem o adunare și dăm domnului primar voturile, nu ne dăm nimic ca să nu vă dați toți. Foarte bine. Doamne, ați luat o bombonică de la noi? Ați luat o bomboană? Penele crește, uite, dar cine nu se cine la... Cine-i ministru? A? Cine-i prim-ministru? Ce-o? Păi spune-i cine-i prim-ministru, parcă. Ăsta-i domnul, asta-i adevărul. Ăsta-i adevărul. Haideți, haideți, unii domn președinte, mai avem președinte. Asta e adevărat. Din păcate, pentru dumneavoastră, nu am. Băi, dar eu nu sunt sluga lor. Dumneata nu, dar toți spun că nu. Ciucă spune. Degeaba spui, eu nu sunt.
Cine mai dorește? Dacă zici alianță, ai luat compara, dar aștept să mănânce ceilalți colegi și văd dacă puteți ceva. Mergi bine, mergi. Dați-mi și doar să mâncați. De telefon. Sunteți de capă. Stai, mă, mici. Stai, craca. Bă, dar nu era în sală. Știi, dacă mi-am plăcut, am luat diferite de la PSD. Și-mi place de el. Exclusiv TV. O să vă întrebăm și de astea. Noi am dus copiilor din comună pachete și calculatoare funcționale uzate, dar funcționale. Pe când dumnealui a luat bani de la primărie și a dus o pungă de 24 lei, 3 bomboane, o ciocolată și a zis că o dat-o primarul comunei. Dar unde se ia 50 de lei care le-a oprit la copii? Ia uzi, dă primarul, unde-i bani? De școală, că s-o dat bursă de 300 de lei. Bursa o dă inspectoratul școlar, nu primăria, doamnă. Sunteți dus în eroare. Bursa o dă inspectoratul școlar. În funcție de prezență. În funcție de prezență. Trimiteți copiii la școală și după aia solicitați bursă. Trimiteți copiii la școală și după aia beneficiați de bursă. Trimiteți copiii la școală și după aia beneficiați de bursă. Vă țineți copiii acasă. Oprește-o pe doamna. Atunci o să ia bursă prin inspectorat. Deci toate voturile sunt pentru. Bun, acum, da. Cum v-a rugat, vreau să am o luare de cuvânt pentru. Mulțumim pentru votare. Da? Domnul președinte, pentru că a fost, folosesc și eu aceeași metodă pe care o folosește domnul primar acum. Ce să fac? Domnul primar spune în toată comuna, a și pus niște afișe cu niște amendamente făcute de USR prin Virgil, cum că USR-ul nu dorește să dea bani înapoi comunității pentru racordarea la apă și canalizare. Ori, întotdeauna și acest vot confirmă, acest vot legal de data aceasta, că noi nu am zis că ne opunem, am zis doar că modalitatea de vot nu este legală. Doamna secretară a acceptat ilegalitatea anterioară și a trecut la votul secret. Da. Pe care de consecință USR-ul susține ca toți oamenii să-și primească banii înapoi și îl întrebăm acum pe domnul primar de ce pentru comunitatea din Buhocel și Coteni, unde au fost raportate anumite locuințe, nu le-a dat nici până acum banii, spunându-le că le va da banii de Paști. De ce, domnule primar? Și domnul administrator? Iară niște acuze. Nu sunt acuze. Oamenii spun că așa le-ați spus, domnule administrator public, așa ați spus. Deci nici nu pot să-mi permit să aduc aceste acuze. Nu sunt acuze. Deci sunt niște acuze. Dacă cunoașteți, oamenii vă acuză, domnule primar. Dacă cunoașteți codul administrativ, la momentul actual, nu avem un buget al comunei votat de către Consiliul Local. De ce nu le-ați mai mult, păi nu știu cine v-a informat pe dumneavoastră, că
eu știu ce spun aici. Deci la momentul actual nu avem un buget votat. Când o să avem bugetul votat, cetățenii o să-și primească, o să-și primească și deci am avut, îl avem pe ordinea de zi. Eu încă mai cred că cei de la Consiliul Județean o să trimită ultimile sume să putem vota bugetul. Dar până nu ajung, nu scot de pe ordine. Până nu ajung, până nu ajung. Deci haideți să mai dezinformați. Bugetul anterior, domnule. Mulțumim, domnule. Dăm cuvântul domnului administrator. Da? Deci, să ne explice mai clar situația. Referitor la banii care se returnează cetățenilor din bugetul local al Comunii Buhoci, au fost aprobate până acum trei hotărâri, da? Pentru prima s-au aprobat banii, a doua a fost votată pe 21 decembrie și ținem cont că în perioada Crăciunului guvernul nu a permis utilizarea unor fonduri. Hotărârea rămâne în picioare. Acum este a treia etapă care ați votat-o, felicitări că a votat-o toată lumea, care împreună asta, cealaltă, care au mai venit, la prima ședință de buget, vor fi prevăzuți bani și atunci să scot banii să dau. Nu a spus nimeni de Paște, de Crăciun, la Paștele Cailor. După aprobare, în maxim două săptămâni, să scot banii și să dau la populație. Ca și prima tranșă. Ca și prima tranșă pe care au luat-o parte din bani. Poate aceeași observații pe care au parte și domnul primar. Da, și domnul secretar. Eu n-am făcut nicio afirmație unui cetățean că la Paști. Domnul primar, în câteva, domnul administrator, vreau să întreb câți oameni sunt care s-au racordat? Că s-a spus că la un anumit număr se dă drum la... Și când se dă drum? Niciunul. Evident, o avem la compartimentul, la compartimentul urbanism. Deja noi am prins sume la buget pe această speță. Eu cred că s-o lăsăm la bugetul discută și spunem atunci cât avem cu nume și prenume. Adică, nu mi contează. Contează numărul oamenilor, numărul locatarilor. Cu lucrări executate, cu lucrări... Deci suntem în mai multe etape. Avem lucrări executate 100% și decontate. 70 ceva. Avem lucrări în curs și avem solicitări care urmează să mai multe lucrări. Și câți oameni ar trebui să fie ca să se poată dar la apă? 250. Am estimat minimul de pornire 150. 150. Da, nu putem limita. Iar acum se lucrează. Au fost o întrerupere din cauza frigului. Se lucrează în continuare. Sperăm în prima parte a lunii martie, în condițiile în care ne dă voi meteo să putem da drumul la apă, o să fie de urmărit pe teren. Poate procedurile. E și perioada de probe. O să fie probe, o să fie chiar. Adică nu poți să lucra pe frigul ăsta. Ce suntem? Nu puteți să-i dăm drumul acum, hai să bag apă pe țeară. Da, mulțumim. Trecem la proiectul numărul 9. Domnilor consilieri. Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către Secedel Gaz Grid S.A. asupra terenului aparținând domeniului public al Comunei Buhoci în vederea executării lucrării modernizare LAJT FDA 3 Buhoci, județul Bacău, inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Buhoci. Da, da. Aceeași procedură, am primit o adresă de la Delgaz Grid, în care solicită să aducem la cunoștință Consiliul Local punerea, solicitarea de punere la dispoziție suprafeții de pentru a revedea PT3, unde? Catolic. Ce suprafață de teren? Deci, este primul spa? Nu. Deci, noi vorbim de o modernizare a transformatorului și a liniei de curent de la Biserica Catolică Buhoci. Zona de acțiune este toată zona catolică, plus până la Adi Mocanu, plus minus, cam până pe acolo. După aceea este zona asta. Vor fi scoase contoare la limita de proprietate, cum da. Sunt o altă parte. Mi se pare că PT4 a fost modernizat sub forma asta. Acela nu, o să fie scoasă la limit, o să fie înlocuit stâlp care prezintă pericol. Pentru toată lumea și pentru epidemie. N-am nevoie, eu nu să nu dar noi discutăm de furt. La chestia, aici, utilizarea cu titlul gratuit.
Sunt undeva la 75 de stâlpi noi, tot ce înseamnă stâlpi noi, noi cedăm în continuare cu titlu gratuit atâta timp cât este instalații, deci acel metru pătrat pe care este amplasat și cu caracter temporar, cu caracter temporar spațiu aerian, sub firele de curent nu ai voie să construiești nimic. Se consideră un spațiu pe care este, nu dă voie la construcție. Da, am câteva cuvinte. Da, pe subiect, vorba de acelea, și tot cu domnul, întrebarea este adresată din partea unui cetățean din Răspinești, domnului Justin Stoica. Domnul Daniel Cătălin Bală are 6 stâlpi, dacă nu mă înșel, proprietate personală, care, după o discuție avută cu dumneavoastră, a agreat să-i pună la dispoziția unității administrative teritoriale pentru iluminatul public stradal din Răspinești. Discuția a avut loc acum aproape un an de zile, dacă vă aduceți aminte, domnule administrator public, și domnul Cătălin Bală se întreabă de ce dumneavoastră, din momentul discuției și până acum, nu a spus nici măcar o lampă acolo, chiar dacă este bugetat acest... Deci, la momentul actual, nu știu cine este proprietar. Domnul Cătălin Bală, domnul cu care ați vorbit dumneavoastră, cu care v-ați înțeles. Dumnealui a făcut un contract de predare către EON. La momentul actual, nu știu cine este proprietar. Partea de a pune 6 lăni nu e foarte greu. Trebuie să întindem un fir de curent plus 6 lăni. Dar nu putem face investiții decât cu acordul EON-ului. Da, domnule administrator public, vă reamintesc că tot acum vreun an și ceva, tot într-o ședință de Consiliu Local și dumneavoastră și domnul primar spuneați că ați extinde sistemul de iluminat public în Dospinești, dar domnul Cătălin Bală nu vă permite, datorită proprietății acelor stâlpi. Care aparține lui. Ori dumnealui v-a spus cu predicația acum un an că vă lasă să utilizați stâlpii și dumneavoastră n-a spus nicio lampă. Nu confundați extinderea din rețelele electrice pentru alimentarea cetățenilor cu curent electric cu rețele de iluminat public. Bun, și una... Deci, nu putem extinde rețeaua de curent electric. Pe stâlpii dumnealui. Mă ascultați? Nu putem extinde rețeaua de alimentare a persoanelor cu curent electric din cauza faptului că încă nu este proprietate. Domnule, despre ce vorbim? Nu mai dat acordul, omule. Deci haideți să discutăm. Eu dat și eu omul instituțional. Deci nu avem un acord scris la ora actuală. Avem un acord scris? Discutăm de vorbe, radio șansă, cu cei să trimite. Tot e colegul meu, să trimite acordul ăla, să-i dea acord. Și după aia facem de el predat EON-ului. În momentul în care el a devenit consumator, a predat EON-ului. Bun, dacă dânsul a predat EON-ului, noi putem solicita EON-ului. Noi ca unitate. E un an de zile. Dar EON-ul mă duce cu vorba. Așteptați că o să vedem, că o să fie, că o să... Păi și care-i soluția? Așteptăm să ne dea acordul EON. Da, mulțumim domnul Iftimie. Trecem la proiectul 10. Să punem la vot cine este pentru. Hai, următorul, dă-i. Mulțumim. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar pe anul 2023. Inițiator Cristian Iștoc, primarul Comunei Bucovina. E o procedură standard, anuală, cu toate cheltuielile efectuate în decursul anului 2023. Da, cine... Mulțumesc mult, domnule președinte. Am aici în față proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar Cristian Iștoc. Și văd aici, vreau să vă citesc la articolul 1, bănuiesc că aveți răbdare, nu? Eu citesc repede. Se aprobă închiderea exercițiului financiar pentru anul 2023 la venituri cu suma de 10.144.370 lei, iar la cheltuieli cu suma totală de 10.086.425.000 lei. Din care 2.254.000 de lei cheltuieli efectuate din excedentul anilor precedenți, atenție mare la ce vă spun acum, adică ce le spune dumnealui, iar suma de 7.832.360 de lei cheltuieli efectuate din bugetul anului 2023, rezultând ca în fiecare an un excedent bugetar de 2.311.957 de lei. În contextul în care domnul primar acum 5 minute, pe discuția avută cu livrarea sumelor către cetățenii care au plătit racordarea din fonduri proprii.
Cum este posibil, domnule primar, având în buget 2.300.000 de lei, să amânați plata către acești cetățeni până prin la Paști sau la Paștile Cailor, cum spuneam? Paștile cum este posibil, domnule primar? Asta e unul, n-am terminat. Domnul primar, scuze, n-am terminat. Numărul, a doua întrebare. V-am spus în fiecare an... Să vă răspund punctual și după aia, haideți, ca să nu ne uităm... Hai, vă rog, punctual. Deci nu s-au putut face plățile către cetățeni, întrucât nu era, nu erau finalizate procesele verbale de recepție la fața locului. Și nu puteam să pun în plată o lucrare fără proces verbal de recepție al lucrării. Bun, asta, a doua. Mulțumesc. A doua întrebare. Dacă nu erau făcute procesele verbale de recepție, nu putea să le supuneți să aprobă. Deci este o minciună, domnule primar. Deci nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi ce facem? Deci, iar mergem așa, am spus deci, că trebuie să mergeți drept. Deci nu e adevărat. Noi să faceți confuzia, între subtraversări și ceea ce suportă cetățeanul de rând. A doua întrebare, domnule. Bun, lăsați. Oricum oamenii au înțeles că ați mințit. Aici e clar. Bun. Numărul 2. Mințesc cam cu Paștii. Cam fiecare la Paști, pardon. Domnule primar, aveți puțin respect față de oamenii. Păi, dar dumneavoastră spuneți. Păi, așteptați să vă întreb. Ce anticipați, ce spuneți? Citiți gânduri acum, sunteți Baba Vanga, cine sunteți? Da. Cam fiecare an, stimați colegi consilieri locali, am adus în dezbatere în Consiliul Local aceeași problemă pe care domnul primar o ignoră. Și este o realitate evidentă. Este demonstrat că pentru o unitate administrativ-teritorială ca cea noastră a Comunei Buhoci, avea excedent bugetar în fiecare an de miliarde de lei, demonstrează clar că primarul Comunei Buhoci este incapabil să cheltuiască nici măcar banii pe care are în buget. Excedent. Și lasă în excedent 3 miliarde, 7 miliarde, 8 miliarde, în condiția în care noi avem proiecte aprobate și pe care dumneavoastră aveți obligația, conform codului administrativ, să le puneți în aplicare, cred că sunt peste 20 de proiecte, domnule primar, în acești 3 ani. Și de ale dumneavoastră și de ale noastre, pe care le țineți frumos în sertar și spuneți comunității buhocene că nu sunt bani, că nu sunt bani. La ședința anterioară a spus tot aici, că era filmat, că aveți de la buget cumulat așa o sumă de 30 de miliarde de lei pe care noi v-am rugat să o duceți în zona de racordări, apă și canalizare. De unde veniți dumneavoastră cu poveștile astea, cu bazaconiile astea, nu pot striga altfel, spunându-ne că... Bazaconii. Păi sunt niște bazaconii, domnule, dumneavoastră le-a spus acum, vă schimbați de cinci. Păi lăsați-mă să termin. Dumneavoastră a spus oamenilor că nu sunt bani, că sunt bani, dar acum a spus că sunt bani, dar acele procese verbale nu erau de recepție, nu erau finalizate. Vă contraziceți în două fraze de 10 ori. Ori cetățenii ăștia, poate că și-au dat din banii de pâine, domnule primar, ca să se racordeze, sperând, după 20 de ani de când sunteți dumneavoastră în administrația publică, să aibă acces la apă și canalizare. Ori dumneavoastră i-a mânat și nu înțelegem de ce. De ce faceți lucrul ăsta? Vă pasă de oamenii ăștia că poate n-au bani de pâine în casă? Motivat de faptul că dumneavoastră, prin hotărârile dumneavoastră, ați tergiversat și ați anulat multe și demonstrat pe proiecte de hotărâre care o să le aducem în fața cetățenilor că ați fost împotriva demarării unor proiecte vitale pentru comunitate. Inclusiv branșarea cu contestația, inclusiv cu școala Bugoci, inclusiv cu aleile peatonale, fostele piste de biciclete. Recunoașteți. Ați reușit să faceți numai ce având terenul la Bișchină, numai ce având la Bișchină, domnule. Domnule primar, aveți bunul simț și ascultați ce vă spun. Domnul primar și domnul administrator, deranjați ședința. Da. Drept la replică. Domnul primar a spus acum 2 minute că USR a refuzat să voteze și datorită USR-ului nu s-au aprobat. Ori eu atrag atenția asupra unei stări de fapt.
În USR Buhoci, ca și consilier local, sunt eu și colegul meu aici de față, Adrian Golaie. 2 din 15. Care a fost împotrivă permanent. Nu este adevărat. Și vă dau exemplu pe fiecare proiect în parte. Raportat la acel proiect, pistele de biciclete, vorbiți peste mine, domnule primar. Pistele de biciclete de care ați vorbit, țin de finanțare europeană. S-a terminat, domnule. A spus de pistele de biciclete. Noi nu ne-am împotrivit niciunui proiect. Mai ales celor din Bilatul. Inclusiv adăpătoare. Iar întrerupeți. Inclusiv adăpătoare. Iar întrerupeți. Aduci lumea în eroare, că o faci în picioare. Iar întrerupeți, domnule primar. În centrul satului. Ați făcut-o și deja curge. Acel proiect finanțat din fonduri europene, din PNRR, acele piste de biciclete, domnul primar vrea să folosească acest proiect pentru a amâna cu 5 ani racordarea la apă și canal a tuturor cetățenilor care făceau care aveau prin fața porții din Buhoci, din Pișchir, pista de biciclete. Pentru că și atunci a spus, și acum și închei, domnul primar vroia cu foarte rea intenție să aibă scuza pentru că nu poate da drumul la apă și canalizare, că, domnule, nu putem acționa pe un, pe un proiect finanțat de european. Nu mai mințiți! Nu mai mințiți! Deci domnul primar este un mincinos cum n-am mai văzut în România. Mulțumesc, domnul președinte. Am rugămintea de a o invita pe doamna consilier Teleanu Maftei Ioana pentru a ne da niște explicații privind închiderea exercițiului financiar pe 2023. Doamna contabilă! Doamna contabilă! Este o tipă care a încheiat. O tipă, păi da, o întreabă. Păi da, așa spune aici. Păi da, așa spune aici. Așa spune dumnealui. Pala USR. Este contabilă, haideți, doamne, lăsați. Suntem la primărie, nu la bar. Da, dar când îmi jură domnul primar și domnul consilier Stoian, nu auziți, doamne, aveți numai urechea de dreapta, se aude? Nu, am vorbit cu domnul Golaie. Vorbiți? Dumnealui este diferit de dumneavoastră. Nu, e într-adevăr și de dumneavoastră diferit. Doamna consilier, da. Doamne ferește. El, cred că e surdă de ureche. Nu se poate așa. Aude numai ce spune primarul. Alo? Ce spune comuna Buhoci, nu aude niciodată. Băi, ce se face? Când sunteți în trio ăla malefic, nu se poate de zice unul de altul. Trei malefici în primul rând. Trei malefici. Primar, secretar general și administrator. Trei malefici. Aici nu este Facebook. Aici, Ioana, vino. Doamna este consilier asistent. Este în compartimentul financiar, contabil și achiziții publice și se ocupă de partea de contabilitate, legătura cu direcția de finanțe și tot ce ține de cifre. Da, da. Domnul consilier vrea să vă adreseze o întrebare. Și întrebarea sună ca un felul următor. Deci avem o sumă de 5.411.000 lei care a fost excedentul 2022, care a fost prins în bugetul pe 2023, da? Exact. Okay. Iar la articolul 1 spune așa: am avut pe venituri 10.144.317, iar la cheltuieli 10.086.425, din care 2.254.065 cheltuieli efectuate din excedentul anilor precedenți. Deci, teoretic, din cei 5.000, haideți ca să mă raportez tot în milioane. Din cele 5.411.000 au fost cheltuite 2.254 din excedent. Exact. Bun. Așa. Iar suma de cheltuieli efectuate din bugetul anului 2023, rezultând din nou un excedent de 2.311.000. Da, care îl adunăm. Acum la 2.254 și o să rezulte un excedent de 5.469 care va fi disponibil pentru bugetul anului 2023. Deci există. Deci excedentul este 5. Asta vreau să rezulte din. Doar pe anul acesta, exercițiul financiar 2023 s-a încheiat cu 2.311. Dar acest final se adună la excedentul rămas din anii precedenți. Necheltuit din anii precedenți. Să face investiții. Despre asta era vorba. Vreau să se care va fi utilizat pentru secțiunea de dezvoltare, dar vei... Bine, dar nu, dacă nu s-a... În acest moment, nu-i vina doamnei.
Da. Eu am vrut să rămână pe bandă ceea ce... Da, haideți să punem la vot. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc frumos, doamnă. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Buhoci pentru anul 2024. Inițiator Cristian Niștoc, primarul Comunei Buhoci. Da, am așteptat până în ultima clipă să vină ultimele cifre de la Consiliul Județean, alocări de la Consiliul Județean pentru OAT-urile din comună. Se pare că s-a finalizat ședința, nu a mai apărut nicio extraordinară, nici de o dată și n-au venit aceste sume. Îmi pare rău că nu-l avem aici pe domnul... N-a fost pregătit ședința. Dar putea să ajungă ca și proiect suplimentar pe ordinea de zi. Iar ca procedură, domnule primar, suntem iarăși cu o felă procedură. Mă lăsați să termin? Deci mă lăsați să termin. Lăsați să spun domnul primar și apoi așteptat. Putea să apară până la această oră o ședință de îndată să aprobe sumele. Putea să fie 10 ședințe de îndată. Deci noi suntem în exercițiu de dezbatere publică pe bugetul OAT-ului. Mă lăsați să termin? Speram să fie pentru acest punct și am sperat să asiste domnul consilier județean Nistor. Așa a zis un candidat la primăria Comunei Buhoci, deja a distribuit... E pe subiect. Deja, nu are legătură. Deja a distribuit prin comună că dorește să candideze. Nu e ceva... Bun. Deci domnul Nistor, în calitate de consilier județean, anii trecuți ne-a privat de niște sume care erau prevăzute pentru comunele PNL, și printr-un amendament de al dumnealui, ni s-au retras acele sume. Sper să-i vină mintea la cap ca la acest proiect de hotărâri, când va fi la Consiliul Județean, să aducă plus valoare Comunei Buhoci. Eu sper atât. Nu să jecmănească Comuna Buhoci de acele sume și după aia să dea mare salvator al Comunei Buhoci. Deci are puterea, în calitate de Consiliul Județean, să aprobe pentru alocarea sumelor către Consiliul Local. Atât am avut de spus și cu această ocazie retrag de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâri. Da, am luat act, consiliul. Avea ceva de spus, domnul coleg. Da, educați-l pe domnul primar să știe care e procedura legală. Să aduc la cunoștință Consiliul Local faptul că bugetul OAT-ului este în dezbatere publică până pe data de 2 februarie. A fost un seriu. După care avem 5 zile de contestații, iar după data de 6-7 februarie putem discuta despre aprobarea bugetului. Până atunci, nu aveți decât să-l aprobați și vor veni contestații. Deci eu v-am retras de pe ordinea de zi. Da, da, dar trebuie să ne retragem. Ce facem? Îl discutăm acum și după aia spuneți că îl retragem. Ce facem? Ce facem? Dar de ce nu ați avut curajul să-i spuneți domnului consilier județean, domnule? Ce așteptați, domnule? Așteptați visele? Așteptați visele? Domnule, nu mai visați, domnule, te așteptam să vedem și dumneavoastră sunteți să visezi alocare să visezi. Da, mulțumim. Trecem la punctul suplimentar, proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ului numărul 62 din 12.09.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatoarelor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții, modernizare, drumuri comunale și din satele Buhoci, Gospinești, Dâșghir și Coteni, Comuna Buhoci, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
Da, vin eu cu o prezentare de față. Știți foarte bine, am depus acest proiect de asfaltare pe multe tronsoane din comuna Voci, respectiv în toate statele componente. Acest proiect a ajuns și este analizat de minister. Ne-au cerut mai multe clarificări pe această temă, răspundem la clarificări, sper să deblocheze suma și să ne apucăm de proceduri, că nu trecem după cine deblochează sau semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării și ne apucăm treaba. Mai există proceduri de licitații și așa mai departe. Eu aș vrea să dea drumul și pot să mă apuc și mâine de asfalt. Deci proiectul este depus. Dacă ar trebui să recunoască acum public domnul Iftimi dacă a fost pentru acest proiect. Dacă tot spuneți că sunteți... Despre ce proiect vorbim? Proiectul Anghia Salini, care spuneați că niciodată nu o să... Nu o să fie acord, domnule primar. O să aducem o tărâre. O să aducem o tărâre. Păi aduceți-o, domnule. Și atunci o să vedem cine o să mintă. Vă promit că la următoarea ședință aduc o tărâre în care... Domnule primar, atunci a fost pentru. Domnul, toată stima, domnul Moca. Ați fost pentru. Ați fost pentru. Domnul primar, ați înțeles, cine și colegul. Deci ajungem să plătim jumătate. Da, domnul... Auziți, domnul primar? Îi dăm cuvântul domnului Iapunis. Urma unor clarificări solicitate din Ministerul Dezvoltării, MLPDA, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, s-a făcut o analiză asupra devizului general a indicatorilor tehnico-economici și a caracteristicilor principale a obiectivului, au apărut mici diferențe în mine. Noi ceea ce vrem să propunem este modificarea anexei 1, anexei 2 și aprobarea sumei care va fi folosită din bugetul local pentru proiectul respectiv. Anexa numărul 1 se referă la indicatorii tehnico-economici, adică totalul general și ce spune, dacă vreți să vă spun valoarea... Cât era negligibil și... Lasați-mă să vă spun pe rând. Dacă nu mă întorc și vă răspund punctual, cum vreți dumneavoastră. Punctual, da? Punctual. Ați întrebat cât era eligibil și cât este acum. N-am hotărât de aminte. Negligibil, ceea ce suportăm. Noi acum, la momentul actual, am ajuns să avem valoare de cofinanțare de 3.622.196,21 lei. Față de... Era de 3.900 și ceva ultima oară, în proiectul din septembrie. Dacă vreți, să aducă doamna secretară ca să citim pe cifre. E o sumă din 70.000 în minus. Da? Sunt vorba de niște caracteristici pe care, în decursul anului 2023, Ministerul le-a adoptat și, în baza lor, noi am făcut modificările respective prin proiectanți, nu noi. Altă întrebare. Altă întrebare. A zis fi întrebări. Da, păi bineînțeles, eu am un lucru. O întrebare micuță, așa, ca să nu mai fiu. Domnul primar a spus că unii consilieri locali s-au opus, da? Dacă s-au opus datorită faptului. Întrebați-mă pe mine pe acest aici. Proiect. Proiectele domnul finanțate din PNRR, în marea lor majoritate, sunt finanțate integral. Ori la noi, la primăria Voci, datorită faptului că domnului primar nu îi se deschide nicio ușă pe nicăieri, da? La noi trebuie să dăm din banii publici. Vreau să vă răspund pe proiectul respectiv. Nu este PNR, este PNI Anghel Salini. Așa, Anghel Salini, ăla inventat de autorită 2. Finanțare total divers. Cu ăștia o să primim finanțare, și vezi, dacă ăștia s-au putoare. Bun, dar... Dar dumneavoastră ați fost împotrivă. Dar dumneavoastră PNR, sluga PSD. Ați fost împotrivă acestui proiect de asfaltare. Nu am aici, de vizionare. Vă aducem o tărâre, adoptată în ședință. Vă mulțumesc, și-o motivăm. Atunci suntem răcinimi. Dar nu-i vorba de nimic, e vorba de a motiva. Păi da, ați mințit, dumneavoastră. Exact, nu mint niciodată. Domnul primar, uitați-vă aici, băgați-vă asta în cap. PNL, sluga, PSD. Deci nu vă mai dați de gata. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Pentru, domnule, vrem asfaltare în toată comună. Dar mai ales sunt
prima dată trebuie să țineți cont ce aceasta. Mai avem un proiect de hotărâre. E bani, e bani. Care ne propune domnul Ivacea. Ascultați un pic, vă rog frumos, domnul Mocanu. La buget acum facem scena aia pe care ați promis. Mai avem o grămadă de bani. Avem bani. Haideți ca să uităm cuvântul ce mai secret. Domnul Iftimie. Haideți să-i dăm cuvântul. A ajuns astăzi de la președinte al Consiliului Județean și președinte și al ADIS-ului o convocare. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătești cât arunci în area de delegare a operatorului Soma SRL. Dacă sunteți de acord să împuternicim pe domnul primar și să coparticipăm cu suma care o să stabilească. Suma și deci. Dacă sunt evenimentul pe ultima sută de metri, acum de la domnul mai așteptăm din proiectele astea care vă doresc bugetul local pe ultima sută de metri, știm. Scriu suma. Deci suntem și o să o aprobăm la buget. Cu oricum, dacă nu avem buget, nu... Ok, atunci în sensul acesta. Asta este părerea dumneavoastră. Poate ceilalți consilieri au altă opinie. Mulțumim că ați avut la cunoștință. Deci ați fi de acord să scriem, se aprobă cu participarea, fără sumă. Și o să aprobăm suma la... Deci fac mențiunea cu suma aprobată la ședința de buget. Sunteți de acord? Da, cred că e... Deci nu fac nicio... Noi trebuie să aprobăm o sumă de bani, nu putem să aprobăm așa... Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru, domnilor? Participare. O participare, nu participare. Mulțumesc frumos. Am înțeles. Deci este proiectul numărul 2, suplimentat. Și 12 diverse. Cine se mai înscrie la... M-am anunțat. V-ați anunțat, dar lăsăm pe doamna invitată. Da, spuneți, doamnă. Domnul președinte, ce fac domnii părăsesc sala? Luăm o pauză. Nu mai putem rezista. Domnul primar poate, nu ce problemă. Nu este importantă prezența dumneavoastră, așa. Se vede cât respect aveți față de cetățenii care au venit să vă aducă niște... Să vă aducă la cunoștință niște probleme, domnul primar. Le cunoașteți, dar nu le-am putat niciodată aici. Discuțiile au degenerat pe multe planuri, în mod constructiv, nu constructiv. Da, da, trebuie să gândim, dumneavoastră, consilieri, trebuie să gândim pozitiv, să puneți omul să faceți ceva cum trebuie pentru comun. Ca cetățean am destul de multe nemulțumiri, le-am mai spus, îmi doresc gaze, doresc canalizarea, acum este în drum de să ajungă și la poarta mea, depinde de mine, dar depinde și de eforul local. Ca cetățean urmăresc anumite lucruri, înseamnă multă mizerie pe o parte și pe alta a șoselei. E o stație de autobuz la Gospinești, bate vântul acolo, mai vine câte un amator. E dezafectat, aia nu mai există. Da, nu mai poate. Să oprește, autobuzul oprește acolo. E foarte mult din... Dacă îl prinde poliția, îi dă amendă. A șoferului? Da. Da, deci dacă nu-i stații... Nu-i stații. Treaba lui, din barba lui oprește. Așa. Deci părerea mea ca cetățean, să fie comunitatea aceasta unită. Da. Acum hai să schimbăm orice că nu-i stații. Dar ce buvăci, domnul Mocanu? Să se facă ceva constructiv pentru țară. Toate olicioarele ar fi chestia asfaltată. Toate olicioarele, nu numai axul principal. Succes! Și sănătate! Mulțumim, mulțumim! Doamna de acolo, intrați în Stați puțin! Doamna, dacă sunteți de acord, că mi se pare corect, dacă aveți ceva să adresați domnului primar, să-l așteptăm să revină. Mai așteptați și când revine, vă dăm cuvântul. E bine așa? Știu, dar lăsați-l să vină de față ca să vedem. Păi, o să vină, eu zic să avem puțin de răbdare. S-ați în fund, și să te iubim. Haideți că până vine domnul primar, o să dau eu citirii unor probleme ale cetățenilor la capitolul diverse, conform cu scrierea.
Deci, vă rog. Și n-ați putut joara, sau numai notate? Sunt notate, pentru că le-am notat pe un carnețel în funcție de discuțiile pe care am avut cu cetățenii. Și sunt câteva probleme foarte mari. O să vă dau jurnal și dumneavoastră, cu siguranță după. Deci, vă anunț că... Luați loc, părintea vine domnul primar și... Îmi pare rău că unii domni consilieri și chiar din Birghir de acolo, care ar trebui să fie de față, că au niște reprezentanți aici ca invitați. Nu, că luați un scărche, la tâmpul, nu vreau să vă rog frumos, că aveți și dumneavoastră. Deci, plecăm de la ideea că în Comuna Băuci, noi consilieri locali am aprobat instalarea unui sistem de supraveghere video. Da? Care, din spusele domnului primar, este funcțional la un înalt nivel de calitate. Ori se pare că nu se întâmplă și realitatea ca acel sistem să funcționeze. Și drept urmare a nefuncționalității acestui sistem de supraveghere, pe data de 19 decembrie 2023 s-a spart casa familiei Rotariu din Buhocel. Sustrăgându-i se acelor doi bătrâni, a rămas doar unul ca decedat între timp. Unul bănuiesc că și datorită supărării cauzate de sustragerea acelor sume de bani, familia Rotariu i s-a sustras o sumă de vreo 140 de milioane de lei, care pentru o familie de bătrâni este foarte mare, chiar și pentru noi. Pe data de 15 ianuarie 2024, în jurul orei 1 dimineața, a fost spartă locuința familiei Măciucă din satul Bișghir. Dumnealor aveau un sistem de supraveghere în interiorul curții și acasă, au sesizat, au primit mesaj prin internet, pe telefon, au sunat la poliție și culmea culmilor, familia Măciucă, care în momentul în care i s-a spart casa, se afla în Italia, a ajuns acasă să verifice ce s-a întâmplat înaintea poliției, domnilor. S-au uitat pe camere, au văzut doi indivizi care intrau, spărgeau, furau, luau și plecau. În timp în care familia a sunat poliția din Buhoci, poliția din Buhoci a spus că se află la o intervenție în Bișghir. Chipurile se băteau doi oameni. Familia crede că au fost trimiși așa după fentă, cum spunem noi, sau i-au trimis pe polițiști la Bișghir ca să poată acționa în Cotei. La aproximativ o săptămână după data spargerii efectuate la locuința familiei Măciucă, s-a spart inclusiv biserica din Tămaș. Deci sunt niște furturi consecutive întâmplate pe care nimeni nu le poate vizualiza spre cercetare, mă refer la organele de control. Deoarece acest sistem de supraveghere ori nu funcționa, culmea că s-a mai întâmplat și când au fost alte cazuri, da? Ori nu funcționează, ori înregistrează în alb negru, nepermițând vizualizarea corectă. Dacă vă spun, oamenii așa au spus. Aici e treaba poliției. Deci atrag un semnal de alarmă să verificăm buna funcționare a sistemului și parametrii de calitate la care acest sistem funcționează. Că dacă l-am pus doar așa să filmeze umbrele care merg pe străzi, n-am rezolvat nimic. Domnul consilier, vă dau răspunsul pe loc. Deci funcționează, sistemul funcționează, camerele, deci tot sistemul este în birou la domnul primar, toate camerele funcționează. Au fost, anul trecut, au fost două camere care au fost defecte, s-au rezolvat, s-au remediat, s-au adus alte camere noi. Regretabil ceea ce s-a întâmplat cu persoanele care au fost mobilizate, dar vreau să vă spun în același timp că datorită acestor camere am depistat scandalul și cu bătaia cu la Bișghir, când de pe camere eu luat pe infractorii ăștia, au dosar din instanță, e problema altora, nu mai este problema noastră. Așa, deci noi întotdeauna am ajutat pe poliții prompt și când au venit cei de la Bacău și când au venit cei de la... Aici ne-am pus la dispoziție și au luat toate informațiile. Mai departe, vis-a-vis de cercetări, cum instrumentează cazurile, este problema primăriei. Nu e treaba primăriei, e treaba organelor de anchetă. Exact. Pe proiect, pe speța asta cu partea de la... Funcționează, dar lipsesc datele video de zăvârșire. Familia Rotariu a cerut organelor de anchetă accesul la filmările efectuate în seara în care s-a produs spargerea la familia părinților și au venit în primărie, s-au dus la domnul primar, nu era nimic înregistrat sau era ilizibil. Deci
nu știu cum se întâmplă, că sistemul de supraveghere care trebuie să protejeze cetățenii de astfel de lucruri... Și plătește pentru pază. Așa, corespund. O secundă. Și se plătește în paralel, în paralel cu sistemul ăsta de supraveghere care ar trebui să asigure siguranța cetățenilor, noi, dacă ne uităm pe fluturașul pe care îl primim în momentul în care plătim taxele și impozitele locale, plătim o sumă aferentă pazei și ordinii. Ori acest serviciu de pază și ordine lipsește, domnilor, cu desăvârșire în comuna asta. Ori noi plătim un serviciu pe care, de care nu beneficiem de an bun, nu de, de anul ăsta, și cu toate astea, că plătim servicii de pază și ordine către primărie, am plătit din bugetul local sau din alte surse interne sau externe sistemul de supraveghere, încă în continuare ni se spar casele, ni se... Pot și spun așa, domnul consilier, de prins sau să fie prins? Te-am vorbit cu poliția, bizabești din rotare. O să-i prindă, fii în practorie. O să-i prindă, dar... Așa, acum ce se întâmplă? Practic, problemele astea de hoții și de furturi abuzivi în locuința cetățenilor nu se întâmplă numai în satul în comuna voastră, se întâmplă toată țara și toată lumea asta. Da, eu am vrut să trag un semnal de la pentru că cetățenii se simt în nesiguranță. Ca să nu lungim foarte mult, că văd că interes din partea domnului primar nu este, dar cetățenii vor vedea că eu mi-am făcut partea mea de treabă așa cum am promis și trec la al patrulea punct de pe ordinea de zi, la capitolul diverse. Așa? Și este în legătură cu școala din Dospinești, care datorită ultimelor furtuni a fost decopertată aproape total de tabla care o proteja. Ori cetățenii din satul Dospinești foloseau această clădire, această școală veche, pentru a putea face o pomană, o pomenire, un praznic, un parastas, fără ca să mai fie nevoia să aducă cu mașina oamenii, să-i ducă la Buhoci, unde este casa franciscană. Cetățenii din Dospinești ne roagă pe noi, Consiliul Local, să facem cumva ca din ce se scoate tablă de aici, de la școala din Buhoci, să se ducă și acolo câteva col de tablă, că sunt dispuși să le instaleze dumnealor, numai să le ducă, pentru că dacă lăsăm așa acoperișul distrus, ploile, vântul vor eroda clădirea aia de tot și așa este aproape să cadă. Da? Deci vă rog frumos să găsim soluții necesare. Pe această speță vă rog pe cei care au atribuții să ne pună la dispoziția Consiliului Local contractul semnat de OAT cu subcontractorul, cu firma care se ocupă de renovarea școlii din Buhoci, să vedem care sunt parametrii tehnici acceptați de ambele părți contractuale și să vedem unde și de ce putem beneficia de acolo, că plecăm de la ideea că tabla fiind foarte de curând pusă, este o tablă bună cu care are o condiție de calitate bună, ar putea fi folosită, să vedem care sunt termenii în contract, să putem vorbi pe subiect. Acei stâlpi căpriori, că eu am auzit că domnul primar deja a anunțat vinderea acestei table și acestor căpriori și grinzi în satul Bijghir către diverși. Nu, s-a rugat la Ciolo, nu ai alcool. Sau să se duc. Noi vrem să... Am vorbit cu domnul maestru de aici, de la școală, la care dumnealui mi-a spus că toată tabla merge la fer vechi. Ei așa au... Așa am cerut contractul pentru a nu vorbi pentru subiect. Fierul la fier vechi, lemnul la vânzare și așa mai departe. Domnule președinte, vom decide cu toți în Consiliul Local, în conformitate cu termenii semnați și agreați în contract, ce vom face? Dacă putem de acolo, de acolo, dacă nu, să... Din bugetul comun să alocăm o sumă, nu e mare, fără discuție. Să punem tablă și să acoperim acea școală. Subiectul numărul 5. Cu toții știm că s-au cheltuit 70.000 de euro pe o adăpătoare din Bijghir. Această adăpătoare din Bijghir, oamenii din Bijghir o știu, au vizualizat-o, am fost și eu personal, deja piscină, curge. Nu adăpătoare, piscină, a făcut o piscină. A făcut o piscină, da. Într-adevăr, care deja curge. Deci este discutabil acolo calitatea lucrărilor efectuate de cei care au... Trebuie să avem, eu vă rog ca și consilieri locali să mergem să vizualizăm calitatea lucrărilor și dacă este o comisie de recepție a lucrării, în cazul în care aceasta nu s-a recepționat, să mergem și să luăm o decizie care se impune pe acest proiect al adăpăturii din Bijghir, care, repet, a mâncat din bugetul local 70.000 de euro. De euro, exact. Da, adică... Cred că aveți aici în sală președintele
Nu s-a făcut recepție. Nu s-a făcut recepția. În cazul acesta, eu zic ca comisia să conțină și consilier local, propun de la toate partidele politice pentru a să nu creia o confuzie, da? Ar fi foarte bine să participăm cu toții, că văd că numai în acea zonă, numai la Bișghet. Dacă vrem să facem noi ceva bun și nu se bate. Chiar colegii noștri care sunt născuți, crescuți aici și bat cu palmă, Doamne, vrem să facem noi la Bohoci. Nimic la Bohoci, da, face. Următorul pic putem face. Următorul subiect este acela pe care l-am discutat, nu o să-l mai discutăm, pentru că s-a dezbătut acolo, chiar dacă domnul primar a spus altele, oamenii din Buhocel și Coteni care și-au racordat din sume proprii, din buget propriu, locuințele la apă și canalizare sau doar la apă, acolo canalizare da. Nu există, da? Astăzi nu i-am zărit pe listă, v-ați uitat un pic? Nu i-am zărit pe listă? Da, dacă sunt pe listă, una e să fii pe listă, doamna secretar, și alta e ca oamenii să-și primească banii. Vă spun, oamenii nu au niciun interes să mintă. Au cerut, oamenii din Coteni, și i-au cerut domnul administrator public Iustin Stoica, fiind vecin cu dumnealui, să le spună când vor primi bani. Dumnealui le-a spus că nu există buget acum și la Paști. Doamne ajută, eu, treaba mea de consilier local este să aduc aceste probleme ale cetățenilor aici. Ultimul subiect este acela al școlii din Buhoci. Un subiect care consider eu că este de interes public pentru toți consilierul local și noi, consilierul local, bine intenționați, am mai fost și am mai și vizitat acest mod în care se demarează lucrările acolo la acest proiect. Eu am fost uimit, să nu spun șocat, de la intrare. Acolo este o pancardă unde scrie clar termen de finalizare a lucrărilor 31 decembrie 2023. Cine nu mă crede să se ducă să se uite. Da, eu am văzut la început. Am văzut acolo că contractorul acestei lucrări nu are oameni unde ajuns, sau dacă are niște oameni cu o calitate tehnică îndoielnică, să spun așa, oameni pe care, cu tot respectul față de dumnealor, eu nu i-aș lua să-mi facă un perete sau o cameră. Ori, întrebarea care se impune acum, calitatea lucrărilor efectuate de o echipă de muncitori slab pregătiți din punct de vedere profesional și tehnic. Doamna secretar, a spus că ne respectăm și ascultăm. Că văd că ați mai rămas singura din acel trio aici, care poate, vă rog. Vorbeam despre ceva de importanță maximă pentru comunitate. Nu mai vorbim de întârzierea, fără o dată finală a finalizării lucrărilor de la școala din Buhoci. Vorbim de calitatea lucrărilor efectuate de o firmă care nu are capacitatea, din punctul nostru de vedere, de a livra, conform contractului, un nivel de calitate a lucrărilor similar cu acela promis în termenii contractuali și în contractul semnat cu Primăria Buhoci. Ori Primăria Buhoci, dacă nu ia prin Consiliul Local, prin administrator public, prin primar sau aparatul de specialitate, taurul de coane, să ducă acolo și nu să le dea bani de la bugetul local, cum a făcut domnul primar în decembrie, printr-un proiect de hotărâre inițiat de dumnealui. Pentru că trebuie să repetăm, acel proiect este finanțat din fonduri UE, nu din fonduri proprii. Ori domnul primar a mai făcut o ilegalitate, dând din banii comunității, din bugetul local, o sumă consistentă de bani, undeva la vreo 8 miliarde. Ori banii ăștia puteau fi folosiți să finalizeze alte proiecte de interes public. Pentru că și eu am un istoricul meu tehnic și în experiența mea anterioară, de peste 26 de ani, am acumulat informații despre asta și știu cu claritate că nu acordam niciodată un contract de o anumită anvergură din punct de vedere financiar decât unor firme care mi-aduceau puteau demonstra că cel puțin un proiect similar cu acela pe care îl doreau să îl liciteze au avut anterior și că au puterea financiară să susțină din surse proprii lucrările și plata muncitorilor sau a tuturor cheltuielilor aferente pe primele două, trei etape, până când primesc prima tranșă. Ori, cei din care finanțează prin fonduri UE astfel de proiecte, știm cu siguranță că nu vor finaliza ca plata niciunei tranșe decât în momentul în care fiecare nivel de lucrări este finalizat. Adică dacă nu am zidit cât trebuia, nu primește banii, și nu este vina Consiliului Local. Dacă subcontractorul nu este în stare, din diverse motive, să finalizeze acea lucrare și să țină copiii îngrămădiți în școala din Bișghir, pentru că toată lumea de aici
De aici i s-a pornit frustrarea. Toți cetățenii și din Buhoi, și din Cotel, și din Dospirești, și din Bijdir, stau acum cu toți copiii îngrămădiți acolo în condiții nu tocmai insalubre, pentru că acolo domnul primar a ținut să angajeze la fel ca peste tot, aproape peste tot în primărie, doar cu metri, nepoți, fiini și așa mai departe, care nu-și fac treaba. Da? Mulțumesc frumos! Da, da. Domnul, vreau să o remarcă, nu sunt singură eu astăzi, atunci eu sunt care mă completez foarte bine. Domnul primar, domnul vice, nu face parte din acel trio malefic, la asta ce aveți dumneavoastră în cap, SFE-ul, asta e problema dumneavoastră. Deci administrativ eu sunt, deci dumneavoastră spuneți asta, eu sunt alături de domnul viceprimar cu care am o colaborare extraordinară, deci nu sunt singur aici, asta am vrut să vă spun. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Mocanu. Eu am să răspund domnului consilier. Din păcate, noi am aprobat în luna decembrie ca din bugetul local să îi se dea acelei firme o anumită sumă de bani. Poate-l chemați pe am rămas cu stupoare când acel șef care răspunde de lucrare își scotea banii ca să achite, pentru că primăria nu-i dăduse acei bani. Noi le aprobasem în Consiliu, el încă n-a primit. Să vină de față, să mă dați de față, să vedeți că ceea ce vă spun este o realitate. Banii nici nu au ajuns la domnul Vier, vă spun și cum îl cheamă, da. L-am întrebat. Păi ce vrem? A mai venit domnul Stoica și ne spune foarte succint așa, vom etapiza, adică vom prosti comuna Buhoci și vom spune că peste 6 luni terminăm prin aprilie, din aprilie vom veni și vom spune invers, nu în aprilie v-am spus, în septembrie vă dau drumul și termin lucrarea. Și uite așa, tărăgănăm și nu facem nimic. Da, mulțumesc domnul președinte, am o singură problemă și destul de importantă, deci... Practic, în momentul de față, factorii decidenți ai Oate Buhoci s-au gândit să părăsească sala. Poate o să rețină domnul viceprimar și o să aducă la cunoștință executivului. Absolut tot, tot rețin. Avem o situație destul de ciudată în satul Bijdir, unde aproximativ 10 gospodării nu pot beneficia de electricitate. În sensul că avem extindere de rețea pe iluminat public, da? Dar nu există posibilitatea deci branșării acelor gospodării. Da? Deci, situațiile le întâlnim pe strada Vlad Țepeș, unde sunt 5 stâlpi pe partea, să pute extindere pe partea de iluminat, pe ulmului, culmea, unde locuiește primarul. Lângă domnul primar, așa, avem 4 stâlpi doar pentru partea de iluminat, și pe strada Stejarului la fel 400. Restul stâlpilor a dus acela noi acolo la vaci. Deci, trebuie luat în calcul inițializarea unui proiect și demararea lucrurilor pentru a putea acele gospodării să beneficieze de iluminat. Da, am înțeles că la dispensar la Buhoci s-a schimbat centrala. Da. Nu bagă căldură cum trebuie. A fost reglat. Și la grădiniță tot la tot, a fost tot o problemă cu centrală. Tot sunt probleme la centrală. Deci nu are capacitatea. Adică cumperi centrală de capacitate mare, dar oprești la dispensar, mai oprești la copiii ăla că și banii se duc de la bugetul local. Da, e posibil acolo să fie o subdimensionare a centralei. E un lucru foarte important, pe care l-a ridicat domnul consilier, pentru că trebuie să luăm măsuri acum, că o să se întâmple mâine, se înghețe copiii acolo și îi pune domnitare. Eu astăzi am fost la grădiniță de dimineață, era doamna directoare. Era cald? Era cald, era cam 62 de grade. Dați-mi să explic eu că sunt la centrală. Mai sunt situații de la asta în care se consumă 10 saci. Foarte mult. Într-o lună de zile a făcut doamna directoare un calcul și s-a ridicat la 7.000 de lei. Vă aduceți aminte, domnul președinte, o secundă, domnul vice. Vă aduceți aminte, noi, consilierii USR și nu numai, ne-am opus acestui proiect datorită acestor costuri care acum se demonstrează, acum demonstrează. Nu a fost plătită. Este în garanție, domnul președinte. Realitatea demonstrează că costurile sunt atât de mari și centrala unde s-o plătesc? Bugetul local va fi văduvit de sumele astea. Nu, 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 nu e în spate, e în grădiniță.
Deci de... vorbim de, da, domnul de 500 de milioane pe lună. Stați ca să spun, e pe lună. Dați-i voi domnului vice să vorbim. Stimați colegi, confortul totdeauna e bunii și cheltuieli. Dacă vreți, și costă. Dacă vreți ca copiii noștri, copiii comunității, mai puțin cei care nu au copii, dar noi cei care am adus sau avem copii, dacă vrem să avem căldură pentru copiii noștri, trebuie să avem și costuri. Eu am fost la grădiniță, am monitorizat toată săptămâna împreună și cu domnul consilier, domnul președinte, am monitorizat în fiecare săptămână căldura de la grădiniță vis-a-vis de funcționabilitatea sau funcționarea acestei centrale pe pereți. Au fost niște probleme care au fost eliminate împreună cu un care e situația, am discutat cu specialiști, am apelat și la un inginer care lucrează la noi aici în primărie, la rândul lui el a venit cu un specialist. Centrala acum este în parametri optimi, adică se poate face căldură peste 22 de grade și am verificat lucrul acesta. Ceea ce s-a întâmplat, de aia spun, unii mai ducem după fentă. Eu am jucat fotbal, mă duceam după fentă, mă uitam în ochii adversarilor și îl ținteam acolo, ori mingea, ori el, dar nu treceau amândoi odată. Unii se duc după fentă. Problema să punem și unii în gheață de frică. Luni, luni, domnul. Tot după fentă, așa. Tot după fentă. Le-a aruncat după fentă. Le-a aruncat după fentă, dar la... Domn președinte, am vorbit la colegii cetățenei. Cum ne-am întrerupt pe cineva. Stați ca să-i dăm... Stați un pic să... Să aveți o cuvă dispusă. Dar voi să vorbesc două vorbe. Domn președinte, când mă grăbesc, am vorba acasă. Acolo, stați acolo de bine. Așa, dar nu ca să vă arăt cât vă domnul prim, am înțeles că se dă pământ la tineretul care de la 18 ani în sus, așa, la 30 de ani. Domnul prim, nu la noi? Nu la noi. A, dar da, domnul primar zice odată atunci. Inclusiv lui nepotul lui. Vreți să vedeți? Vă arătăm? Da, vă arătăm! Nu, 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 trebuie că la tribunal, dar... Fă un calcul, Eu cred că vreau să-i răspund lui domnul Munteanu. Domnul Munteanu vreau că totdeauna bacă nu are cel care n-are copii. Domne, eu nu spun ca copiii să nu stea în căldură. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dea primărie un sac de bani, domnule. Lunar. Haideți să vorbim atunci. Ce dracu vorbim? Certificatul ăsta de proprietate este al mamei. Așa. Unde este terenul acesta? Așa. Are ca moțelirii de la părinții, 2000 și ceva de metri, da. 2000 și ceva, care e 800 de metri de pătrață în lacă. Și 400 de metri de curtea mea, da? Exact, eu nu pot să cred. În curtea mea acolo, ăsta e 1400 de metri. Dar nu știi tu suma, ai fost, ai verificat tu? Sau ți-a spus cineva? O secundă ca să auzim ce spune doamna. Am venit azi în suplângă, tocmai. Da, de undeva la 12.000. Nepotul Matalei, e acolo, am rugat pe mătălui. Deci vreau să spuneți că nepotul domnului primar va și-a însușit această sumă de... Și i-a dat autorizație ca să-l urmărească. Păi asta... Se poate rezolva printr-o plângere prealabilă către judecătorie, către parchet, unde spuneți că acolo, din câte cred eu, este o tulburare de posesie. Eu am vrut să vă spui. Ea a venit la dăsuri și spui, și-a spus, și-a dat nepotul. Adică primarul domnului Bogi a luat pământul cu japca de la dumneavoastră și l-a dat nepotul. Și dacă eu am venit la dăsuri, eu zic că instituțiile abilitate. Domnul primar, te rog frumos, du-te, vezi că vreți așa, da și să nu-ți ia pământ, dar du-te la și mite, la domnul. Așa v-a zis, domnule. Am 10 copii, am 7 băieți.
ați plecat în lume? Nu? De ce? Că ați spus că nu ați spus că nu ați spus. Dar de ce am luat? Să fie la partea locului să facă față. Da, doamne, am văzut că ați făcut o plângere la judecătorie. Eu zic organe vor face orice curățenie. Altceva. Și cu amenzile. Amenzile. Câți ani are voi amenzile să se iei în primărie? Păi domnul primar la achitare. La achitarea lor, dar până la... De 30-40 de ani, nu e de data. Primării! Dar mai trăiești persoanele? Da, aici. Păi dacă nu trebuia să fie achitare, nu era ca ședința. Da, ședința. Thank you. Da, ședința.